Dragii mei, ghice, bun venit la Shonen Ro Live. Astăzi vorbim despre, după cum vedeți, doamna Dimitrescu, dar vorbim și despre Death Note, care apare între vine, Toei Animation versus Piraterie, ca întotdeauna, problema cu Hunter x Hunter, vedem care este aia și o să vedeți o draie și o draie de surprize și alte trailer la care ne uităm împreună, printre care Slam Dunk Gutter Stone și nou film al lui Makoto Shinkai live acum pe twitch.tv/onenro. Bun revenit, dragilor, dacă ai fost, you know, azi dimineață unde trebuie să fii, adică pe twitch.tv/shonenro, unde, you know, am avut prima cafeluță anime SRL din dimineața asta, you know, am mai povestit despre chestii. După cum vă dați seama, am fost kind of fucking busy, având în vedere că tot n-a reușit să scot de acolo chestia aia cu sezonul 13, pentru că, ghișce, mai am descris primele impresii și primele impresii o să fie miercuri, like, erau. Trebuie să mă uit la anime-uri pentru asta, mă bucur să te revăd din nou, tu ai fost și azi dimineață pe stream. Încerci și dacă ai ratat cafeluța anime serile și vrei să le vezi, pentru că, you know, dimineața nu te trezești la 8 dimineața tu și vrei să ăsta și te întrebi, dar de ce nu-i pe YouTube, e pentru că e pe twitch.tv/onro, suntem aproape 200 și acolo, deci dacă vrei să ne dai un follow, do it, și, you know, te apreciez dacă dai acolo un subscribe, da, pe twitch.tv/onro subscribe-ul din punctul meu valorează un pic mai mult, but, you know, asta e părerea mea personală. Bă, de aia, după cum v-am zis, busy cu primele impresii, cu ce urmează sezonul de ora de anime, cu cafeluța de dimineață și cu o draie de alte chestii și efectiv am uitat să fac unele schimbări, dar nu-i problemă că se rezolvă astea. În rest, n-am ce să fac tare multe chestii, să vă zic, decât și ăsta probabil o să fie un episod foarte lung de serile, mostly din cauză că avem foarte, foarte multe știri și așa nu o să ajungem astăzi la zi cu știrile, dar cel mai probabil săptămâna viitoare luni o să fim caught up 100%, like, dar efectiv nu avem cum pe săptămâna viitoare luni să nu fim la zi cu toate știrile și trailerele. So, hai să vedem ce s-a întâmplat în ultimele în ultima vreme și să începem ca de obicei cu știrile ridicole, right? Ca asta trebuie să începem și începem cu doamna Dimitrescu și începem cu figurine, pentru că, you know, figurinele sunt o chestie absolut fucking excepțională. După cum vedeți, nu vedeți, stai așa să dau microfonul, vedeți? Și eu am acolo trei figurine, Shenrong, pe Asuka și, bineînțeles, pe tatăl lui, cum îi zice, Goku. Anyway, le-ați văzut, le-am mai prezentat și nu m-ar deranja să mai adaug câteva la colecția, right? Like, obviously. Da, miercuri pe live primele impresii ale sezonului. O să fie super, super fun, pentru că de-abia aștept să văd răspunsul vostru mai mult la primele mele impresii, pentru că iar mă aștept să am niște păreri controversate sau cum zicea un domn coios, varză. O să fie foarte, foarte interesant de văzut și la ce vă uitați voi și ce impresii aveți voi și așa mai departe. Dar noi vorbim despre Lady Dimitrescu nu din cauza că cineva a avut ideea genială, pentru că nu, încă nu a avut nimeni ideea genială să facă un joc numai despre Lady Dimitrescu, dar cei de la din spatele jocului, bineînțeles că vor să facă ce altceva decât o statuetă Lady Dimitrescu. Sunt mai exact cei de la Pure Arts, dacă vrei să știi. Statueta, well, statueta, poți să-i dai pre-order acum, poți să-i dai pre-comandă, îi un sfert din mărimea originală a lui doamna Dimitrescu, dacă vrei să știi, și o să
fie trimisă doar anul viitor, deci acum ei iau numai comenzi, deci dacă vrei poți să-l plătești aparent în câteva tranșe de vreo 200 și ceva de dolari, da, pentru că chestia asta te costă mai exact 1500 de dolari, da, 1500 de dolari pentru, cum îi zice, această figurină care îi un sfert din mărimea lui Lady Dimitrescu, da? O să fie făcute doar 666 pentru anumite motive. Hai de fapt să vă pun website-ul lor, pentru că poza aia nu-i face tocmai dreptate la Lady Dimitrescu, și vreau să vedeți aici, like, ui aici ce fac ăștia de la Capcom și Pure Arts, like, e fantastic, adică să nu mă înțelegeți greșit, nu știu dacă se merită 1500 de dolari, dar de arătat arată absolut fenomenal, like, just uită-te cât de bine e făcută toată chestia asta. Nu mă mir că o să iasă numai anul viitor, dacă vor să țină de detaliile astea, like, arată fucking genial, like, again, nu știu dacă e genial de 1500 de dolari, but oh, damn. Damn, dacă aș fi milionar sau ați da toți ăștia 200 care sunteți aproape pe twitch.tv/unro, subscribe azi, acum, o promit pe ea. Dar numai dacă dați toți astăzi subscribe aia 200 care sunteți pe twitch.tv/unro, că dacă nu faceți asta n-am de ce. Anyway, sau nu, să zicem până mâine, ok? Dacă până la primele impresii dați toți 200 subscribe pe twitch.tv/unro sau 199 cât sunteți, you know, o să cumpăr, like, vă zic de pe acum că o să cumpăr, right? Like, aia e promisiunea mea, dar trebuie să dați toți 200, altfel nu o fac. But yeah, asta e, e o știre ridicolă, e o știre absolut extraordinară din punctul meu de vedere, pentru că, you know, more Romanian out there, deși e o lady mama care, let's face it, toți am vrea să ne cam calce, nu? Da. Nu minți că n-ai fetișuri de genul. Ești un nesimțit dacă mă minți. Anyway, hai să vorbim, două, despre următoarele figurine de la știrile ridicole, pentru că ghici ce, normal că și Transformers sunt acum waifus. Da, ce vezi tu pe ecran dacă te uiți pe YouTube sau pe Twitch, este nimeni altceva decât Optimus Prime reimaginat ca și un fucking waifu. Da, dragilor, Optimus Prime este, primește transformarea într-un bishojo, și ăla poți să-i dai, cum îi zice, pre-order, of course, dar nu-ți fă griji, nu-i numai Optimus Prime, pentru că, bineînțeles, este vorba și de Megatron, dar și de mult prea iubitul Bumblebee. La Bumblebee încă nu i-am văzut forma, but, you know, este un tease acolo afară pe net, so, dacă vrei, you know, poți să faci și chestia asta, cause why the not, why the fuck not? Kotobukiya sunt cei care se ocupă de aceste figurine. Arată absolut fucking ridicol și fabulos. Like, eu sunt un mare fan, cel puțin, cum îi zice, Optimus Prime arată fucking amazing. Din punctul meu de vedere, cum îi zice, Megatron e un pic prea ara-ara. Păi, hey, asta e numai, you know, pentru părerea mea. Cât costă? Simplu, 150 de dolari. Sure, da, nu îi 1500 de dolari, but then again, nici nu-i Lady Dimitrescu, îi doar Optimus Prime, like, yeah, no, just, you have to fight your battles. But yeah, mie îmi place cum arată, mie îmi place ideea, hey, consumerism for the win, I guess, din punctul ăsta de vedere. Mai mult de atât n-am ce să zic decât îți curioși ce puii mei o să mai facă next. But yeah, astea au fost știrile ridicole, so, hai să bem o gură de apă, că trebuie să ne hidratăm, încă e vară, e cald, e...
Și trebuie să trecem mai departe la știrile importante, right? Pentru că avem ca de obicei 3 știri importante, nu avem manga, pentru că, cum am zis, dacă ajungem din urmă toate știrile, următorul episod e foarte posibil să fie cum doar manga sau jocuri, cum am mai făcut. Bun venit, Antonia, mă bucur să văd și hai să vorbim despre problema cu Hunter x Hunter, pentru că este o mică problemă acolo. De ce zic că este o mică problemă acolo? Îi mostly din cauza că am primit explicație de ce Hunter x Hunter a intrat în hiatus. De ce Hunter x Hunter nu a mai scos niciun fucking capitol de mulți, mulți ani de zile. You know, de când dracu a ieșit ultimul capitol de Hunter x Hunter și care ce se întâmplă cu mangakau Yoshihiro Togashi. Ok, so, înainte am zis că Hunter x Hunter revine, având în vedere că Togashi și-a făcut un cont de Twitter, right, și că a fost oarecum confirmat că o să revină cu capitole noi, el postează aproape fucking zilnic și are o draie și o draie și o draie de fucking followeri, deși postează a lot of fucking nonsense, right? Like, postează tot felul de poze, like, a postat un copac și-a primit mii de retweets și likes for Togashi și un copac, like, ce pula mea, e nevoie mai mult, nu, so, o primit o draie de like, right? Like, cu toții ține minte faza aia. So, în sfârșit avem un pic de context legat de situația lui de sănătate și de ce nu am mai văzut niciun capitol de Hunter x Hunter, ceea ce este foarte, foarte interesant, să vedem și cum se adaptează mangakau, pentru că, again, povestea e una tristă, dureroasă, dar totodată funny, pentru că el o face funny, o să vedeți că o ne-o dat și o scrisoare pe care o să o citesc, e tradusă din japoneză în engleză și o să o traduc live din engleză în japoneză pentru voi, la fel cum fac cu toate articolele astea, că practic luate de pe Crunchyroll, de pe Anime News Network, Twitter și whatever, dar de obicei caut să văd că sunt verificate. So, Yoshiro Togashi a trimis o scrisoare alături de galeria lui de artă care a avut-o, ceea ce, you know, foarte interesant faptul că a avut o galerie de artă cu Yu Yu Hakusho și cu Hunter x Hunter în centru de arte Mori din Tokyo, care a mers din octombrie 28 până în ianuarie 9. Și acum avem un mică scrisoare care a ajuns și la noi, ceea ce e foarte, foarte interesant. Acel exhibit a avut peste 350 de piese, adică manuscrise, artwork, ilustrații colorate și așa mai departe, ceea ce e foarte interesant. Și a mers după acel run din până în 9 ianuarie în Tokyo, a mers în Osaka și Fukuoka, ceea ce e foarte, foarte interesant. Și bineînțeles, Togashi a desenat o draie de lucruri din Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho și Level E, în plus pentru acele, cum îi zice, locații specific când au ajuns exhibition-ul acolo, right? Dar ne-a dat și o mică scrisoare care o să vă arăt aici cum arată în japoneză măcar, right? Like, să vedeți și voi și să vedeți că acel cățel de acolo și poziția aia are, you know, o relevanță cu tot ceea ce urmează să vă citesc aici. So, traducerea în engleză, eu vă traduc din engleză în română acum, zice ceva în genul: mă bucur să vă anunț The Yoshiro Togashi Exhibit Puzzle, că așa se numea, după cum dacă vă uitați pe YouTube sau pe Twitch, așa se numea acel exhibit, acea exhibiție, puzzle, right? Puzzle nu trebuie să-l traduc pentru că e și în română cuvântul, nu? Deci el se bucură să anunțe acest puzzle, right? Singurul mod posibil pentru a mulțumi, you know, toate sentimentele calde și
și sprijinul de la cititori de-a lungul anilor și, bineînțeles, să le arate oarecum gratitude și să le mulțumească pentru tot sprijinul ăla de-a lungul anilor, right? Și de aici începe partea funny și un pic dubioasă, în sensul de face o glumă că that was stiff of me, huh? Like, a fost foarte înțepenită, nu, introducerea asta a mea, și eu cred la fel și probabil te gândești că ia du-te și desenează următorul capitol deja. Și el zice, adevărat, n-am fost în stare să stau în scaun timp de 2 ani, care e wild, adică tu îți imaginezi să nu poți să stai în scaun. Just, holy shit, man, ar fi foarte, foarte dureros, right? Să, efectiv, să nu poți să stai jos, like, we take for granted stuff like this, bun venit, midule, gen, noi, you know, noi suntem foarte fericiți că putem sta jos, facem tumbe și whatever, right? Dar omul ăsta literalmente nu a putut sta jos timp de 2 ani și continuă să zică că tocmai de asta că nu a putut să stea jos timp de 2 ani pe un scaun, nu a putut să deseneze. Dar bineînțeles că o trebuit să se adapteze, să arunce la o parte toate metodele convenționale de a desena, right? Pentru că dacă nu poți să stai jos să desenezi, trebuie să găsești o altă poziție, de-aia vedeți poza aia acolo. Și cumva o reușit să se reapuce de desenat. Și aici vine iar o parte destul de drăguță, zicând că, dragilor, gen toată lumea, everyone, vreau să vă zic sincer să aveți grijă de spatele vostru și de copsele, shoulders, right? Like, de părțile alea a corpurilor. Și aici vine partea funny, oarecum, că e un pic macabră, but, și cam nasoală, but na. Doar acus 2 săptămâni înainte să scriu acest mesaj, adică scrisoarea asta, nu am putut să mă pun în poziția de a-mi șterge fundul, de a mă șterge la fund, și a trebuit să fac duș de fiecare dată când m-am căcat. Da, e scrie, I had to take a shower every time I pooped. M-am zis? Kind of funny. At the same time. Și zice că tocmai de aia de 3 sau 5 ori mai mult timp să facă orice mișcări în timpul zilei și că să aveți grijă de șolduri, copse, pentru că sunt foarte, foarte importante. Și continuă cu o ultimă propoziție așa, tot în stilul caracteristic de umor, practic, că dacă ești la acest exhibit și se întâmplă să scapi ceva pe jos, îți recomand să asumi o poziție de sumo, de postură de sumo când te aplici să ridici chestia aia. Sincer, Yoshihiro Togashi. So yeah, asta este, cum îi zice, scrisoarea. Și acolo lângă desenul ăla îi în ultima propoziție de la el, un fel de PS. În momentul acesta poți să desenezi doar în poziția asta. So, pozele în care le-ați văzut de pe Twitter, e posibil ca starea lui de sănătate să fi devenit un pic mai bună, având în vedere că pare să fie la o masă most of the time. So,
there you go, un update. De ce a fost în hiatus Hunter x Hunter timp de 2 ani minim, e din cauza că omul nu a putut sta jos pe un fucking scaun și situația lui s-a înrăutățit de-a lungul timpului, pentru că nu-i cea mai sănătoasă chestie să stai așa într-una, like, nu-i cea mai sănătoasă chestie, nici ce o fac eu, sincer să vă zic, sau de-aia trebuie să ne mișcăm, să ne întindem, să ne așa mai departe, să avem grijă de corpurile noastre. Păi hei, acum știm care este faza cu Togashi și cu Hunter x Hunter, zic eu, ceea ce e important, pentru că atât de mult timp au fost speculații, au fost ăsta, ce se întâmplă, ce ăsta, e tot fel de prostii, și măcar acum știm un fucking lucru, știm care a fost faza sau o mare parte din faza, adică dacă omul nu a fost capabil fucking fizic, de ce, like, știi, știi cum zic, anyway. So, asta este știrea, asta este update-ul legat de problema cu Hunter x Hunter și hiatus-ul asta, pauza asta care o luat-o și posibila revenire care o să fie, pentru că omul se simte un pic mai bine și a reușit să-și găsească o nouă metodă de a desena cumva. So, hai să mergem mai departe să vorbim despre Toei Animation și piraterie. Pentru că, boy, oh boy, shit's been going down. Da, s-a făcut lumină în cazul ăsta. Și de ce zic că shit's been going down? Pentru că, oh boy, tot show ăsta din ultima vreme cu Toei Animation a fost cel mai rău an, cred că, al lui Toei Animation ever. Pe lângă acel hack, care, țineți minte hack-ul, right? Care a oprit tot ce a fost Toei Animation punct, timp de câteva săptămâni foarte bune, după care, bineînțeles că au amânat Dragon Ball Super Super Hero, au amânat și One Piece Red, au amânat toate episoadele la toate, a fost absolut un fucking shit show și ghici ce? O ieșit ăștia cu Dragon Ball Super Super Hero și ghici ce? A fost fucking piratat în primul fucking weekend. Primul weekend în care a ieșit în Japonia a fost un cam rip online. De unde știu? Pentru că știu. Adică pe lângă faptul că mi-a tras lumea atenția, obviously, like, intri pe site-urile de specialitate, dacă știi cum zic, și era acolo cam rip-ul, like, se vedea. I know, zici că am zis pulă, dar n-am zis, acum am zis, dar atunci n-am zis. Anyway, but faza e pentru că cică Toei a anunțat faptul că au găsit peste 3000 de cazuri de filmul ăsta fiind înregistrat și uploadat ilegal online, ceea ce e fucking wild din punctul meu de vedere, și pe platformele două, YouTube, Facebook, Twitter, și pe alea trei mari, a fost doar la 10 zile după ce a ieșit filmul la cinema în Japonia, și asta înseamnă că acest film a fost de aparent, după zisele lor, de 10 ori mai piratat decât Dragon Ball Super Broly, ceea ce îi wild, like, cum dracu, sau eu nici nu înțeleg de ce dracu, adică nu mă așteptam ca filmul ăsta să aibă atâta interes, mai ales că Dragon Ball Super tot pică în topul ăla 10 din box office, like, nu are staying power să stea la locurile 1, 2, 3, so nu înțeleg de ce s-au găsit 3000 de cazuri de piratare, dar gen că a fost înregistrat, pentru că nu cred aici doar că au fost 3000 de conturi pe YouTube, Facebook, Twitter and whatever și le-au mai găsit pe alte site-uri, că eu cred că ăștia au găsit 3000 poate de înregistrări diferite, care ar fi fucking wild din punctul meu de vedere. Again,
Nu înțeleg de unde hype-ul ăsta, pentru că niciunul din trailerele pentru Dragon Ball Super nu a promis ceva absolut fenomenal de fantastic, right? Like, niciunul din ele nu a fost, oh, like, yeah, animația, deși CG 3D, arată foarte bine, într-adevăr, și reușesc să fac o droaie de chestii foarte faine, dar nu este ca și cum promisese că au făcut tot ceea ce au făcut și nu e ca și cum fanii au știut chestiile astea. So, tocmai de-aia e foarte, foarte interesant să văd ce o să facă, pentru că bineînțeles că ăștia din Japonia is fucking unhinged. Dacă am văzut ceva din toată chestia cu totul in automark și cu o draie de alți YouTuber și creatori, nu-ți imaginești cum tratează ăștia fucking pirateria, pentru că noi am mai vorbit despre chestiile astea, am mai vorbit despre patru cele mai mari companii de manga și anime din Japonia care se pun cap în cap ca să combată pirateria, right? Și, you know, legea în Japonia îți dă o amendă de 73.000 de dolari, adică undeva la 10 milioane de yen și undeva la 10 ani în închisoare, right? Like, nu-i fix pula 10 ani în închisoare, right? La, dacă îți dă, obviously. But, ideea este în felul următor. Faptul că Toei se uită dacă este un caz criminal aici sau un civil, whichever, să dea în judecată oameni, îi fucking wild. Și nu numai, dar bineînțeles că Toei s-a apucat să dea DMCA ca păpită la toate platformele astea, cum sunt YouTube, Facebook, Twitter și așa mai departe. Deci, dacă mă trezesc în pula mea că am reacționat la, cum îi zice, trailerul de Dragon Ball Super Super Hero și nu mai văd dintr-o dată video sau nu mai vedeți fucking canalul de YouTube ever, pentru că au dat un DMCA takedown cretinii, just so you know că aia s-a întâmplat, like, Toei went unhinged 100%. Și nu ar fi prima oară când ar face o chestie genul. So, is foarte, foarte curios de chestia asta. Bineînțeles, nu-i prima oară când au fost arestate persoane pentru piraterie în Japonia. A fost arestat o persoană legat de Space Battle și Biomoto Resurrection în 2010, Mobile Suit Gundam 00 în 2011, Magical Lyrical Nanohana în 2012, The Wind Rises în 2014, Demon Slayer în 2021 și, bineînțeles, a fost arestat ceva și pentru Detective Conan The Scarlet Bullet anul trecut în iunie 2022. So, you know, why the fuck not? Și nu uitați, și cei de la Studio Kara au zis că o să facă o chestie similară dacă se găsește că lumea o să pirateze. Au anunțat-o și ei asta în martie 2021. Again, I do not fucking get it. Like, literalmente nu înțeleg atitudinea asta, mai ales dacă ești din Japonia. Like, de ce pula mea ai pirata filmele alea? Pentru cine le-ai pirata? Like, în ziua de azi, dacă ne uităm unde ies filmele anime, ies cam un toate majoritatea a locurilor, like, you know, sunt într-adevăr locuri unde nu ies, bă, tăiați cam obișnuiți cu lucrurile alea și nu îi ca și cum se așteaptă să vadă filmul, like, eu până anul ăsta, practic, întotdeauna știam, ok, vreau să văd un film, când ne uităm, când ne uitam anul trecut la ce filme ieșau, le băgam în listă, dar în capul meu nu vă ziceam, dar probabil știați și voi că la fel gândeați și voi, bă, filmul ăsta îl văd peste jumătate de an, nu-l văd acum, right? Când iese Blu-ray-ul, DVD-ul, whatever, atunci îl văd. Nu am fost niciodată pe ideea, hai mă, de ce nu a ieșit varianta piratată odată? De ce nu are nimeni cameră 4K să-l filmeze, right? Like, niciunul din noi ăștia care n-am avut acces la filme anime, că și acum, inuo, de-abia aștept să-l văd, dar nu-i ca și cum o să fac scandal, că de ce nu-i varianta piratată deja? Unde este fratele meu? Like,
din punctul meu de vedere, chiar nu înțeleg dacă ești japonez, pentru cine pula mea piratez filme, mai ales că te riști în futere să intri 10 ani la închisoare. Dacă ești în Indonezia sau pula mea într-o altă țară care, în care iese filmul cu 2 săptămâni mai târziu decât ăsta, ok, fine, I fucking get it, maybe, să zicem că tu te riști că ție ți se rupe pula că la tine în țară nu-s legile astea de copyright, right? Da, da, mă, mă, dacă ești japonez, like, why? Why even risk it? Like, trebuie să ai un fetish, că altfel nu-mi explic. But yeah, Toei Animation se trântește iară cu pirateria. Again, foarte fucking weird și-s curios pentru că următorul film al lui Toei e obviously One Piece Red. E curios dacă One Piece Red o să aibă același tratament și dacă o să iasă și la ala varianta piratată după 10 zile. Pentru că înseamnă că Dragon Ball are ceva, like, nu știu, are bile magice, I guess, dar care atrag chestii genul, că altfel nu-mi explic. But yeah, care-i părerea ta, lasă-o acolo live în chat și hai să mergem mai departe la Death Note, care ne vine! Da, dragilor, ghicișe, Death Note revine! După cum vedeți, nu-i vorba despre anime, nu-i vorba despre manga, e vorba despre o nouă adaptare Netflix! Yes, o nouă adaptare Netflix live action, da, deci să nu te gândești că o să vină un Netflix anime. Of course că Death Note revine. So, hai să vorbim despre asta. Right? E vorba despre duo-ul din spatele Stranger Things, care vor să facă această nouă readaptare, Matt Duffer și Ross Duffer, right? Sau The Duffer Brothers, cum vrei să zici, și vor să facă o nouă adaptare alături de studio Upside Down Pictures pentru Netflix, obviously. Ceea ce e foarte, foarte interesant și că ăsta o să fie un new take față de fostul live action Death Note film, care, you know, asum că fiecare dintre voi aveți o fucking părere despre filmul ăsta. Mie mi s-a părut fain, nu mi s-a părut gen F-I-N-E în engleză, nu F-A-I-N. Mi s-a părut fain, like, nu mi s-a părut fantastic, nu mi s-a părut cel mai wow, mi s-a părut just ok, it was what it was. Eu înțeleg adaptările astea, nu mă iau să mă să fiu outraged, cum nu am fost nici la Cowboy Bebop. Like, Cowboy Bebop Netflix e bun, e fine și ăla, nu mi se pare cea mai mare crimă împotriva anime și manga ever, ca Dragon Ball Evolution, but na. Și de ce zic asta? You know, it was okay, like, faptul că l-am avut pe un anumit Green Goblin, vocea lui Ryuk a fost fucking perfect. Eu sper să revină ca vocea lui Ryuk, pentru că el a fost cea mai amazing thing din seria asta, din filmul ăla. E Adam Wingard a fost regizorul la acel film, care și la cu 5 ani, ai de pula mea. There you go. O să fie interesant ce o să iasă de aici, zic asta pentru că sunt curios dacă și aici o să rămână în varianta japoneză, dacă o să-l americanească again și dacă o să fie iar El Negru. Just saying, pentru că Keith Stanfield l-a jucat pe El în filmul ăsta Death Note, a fost bineînțeles de culoare. Omul Nat Wolff, după cum vedeți pe ecran, l-a jucat pe Light Turner. So, o să fie interesant, iar Turner, nu Yagami, Mia Sutton, because of course, but Ryuk a rămas Ryuk, numai cu vocea lui William Defoe, care, again, fantastic. O să fie interesantă această readaptare sau, practic, o să fie reboot,
Că aia o să fie, right? Nu-i ca și cum o să zică păi nu o să fie L sau Light, o să fie M și Might sau pulemături de genul, right? Like, e clar că o să fie un fucking straight up reboot la toată chestia aia. Again, interesantă ideea asta că da, îs creatorii Stranger Things, da, poate să facă chestii bune, pentru că dacă nu ești bătut în cap, din câte am înțeles, și sezonul 4 de Stranger Things e foarte, foarte bun. So, I don't know, man, e interesant. Pe de o parte, eu kind of like, yeah, sure, why the fuck not, hai, încercarea a doua martinare. But at the same time, nu știu cât îmi pasă despre chestia asta până nu văd minim un trailer, pentru că ne uităm la track record-ul, care eu zic că nu-i unul oribil. Again, Death Note-ul, filmul ăla mi s-a părut fain, nu a fost cea mai fantastică chestie, whatever. Cowboy Bebop, iar mi s-a părut fain, mie mi-a plăcut pentru ce a fost și a încercat să fie. Yeah, Resident Evil e de tăcăcatul, din câte am înțeles, gen absolut fucking oribil, but e. Dar mai urmează One Piece, Yu Yu Hakusho, și astea o să urmeze foarte... Nu, o să urmeze 100% înainte de acest nou Death Note, pentru că One Piece se filmează în literalmente momentul ăsta, se filmează One Piece. Right, e în producție One Piece. Am văzut data trecută cu navele, cu set piece-urile care au fost foarte, foarte faine. Ăla se filmează acum. Legat de Yu Yu Hakusho, Yu Hakusho, începem să primim casting-ul. Now, acum, întrebarea îi, îs și ăștia deja în producție sau numai acum fac casting-ul pentru caracterele principale și le divulgă cum trece timpul? Nu știm încă, dar o să aflăm și o să vorbim despre Yu Yu Hakusho probabil cel mai degrabă vineri, mai în detalii, când o să iasă probabil main cast-ul, care o să vedem și dacă mai vreți să vedeți așa câte o impresie de-a mea, obviously în fiecare dimineață, de luni până vineri, la cafeluța anime sărele. So, despre o să vorbim mai vineri, probabil. So, o să fie foarte, foarte interesant de văzut și aia și ce detalii mai primim, pentru că acum au dat câte o poză și cam atât, so nu pot să zic ei că vreau să văd ansamblu. E clar că pozele alea sunt luate dintr-o poză cu tot grupul. Bă, hei, e marketing, e whatever, e decizia lor să facă așa. So, eu rămân oarecum, e așa, like, nu pot să zic neapărat că sunt foarte hyped, dar nici nu prea pot să zic că îmi pasă tare mult sau că mă omor pe ăsta gândul ăsta de Death Note, right? Like, o să vină, când o să vină, o să fim aici, o să ne dăm cu părerea, dar e interesant că vor să facă încă o dată și asta înseamnă că ăștia au Death Note-ul pe un time limit, drepturile la Death Note. Dacă nu știți, e exact același lucru cu cum era cu X-Men la Fox, înainte să-i cumpere Disney, right? Like, înainte să-i cumpere, să cumpere Fox. Fox avea, cum îi zice, IP-ul pentru tot ce înseamnă X-Men, mutant și așa mai departe. De-aia în MCU unele caractere care teoretic erau și mutanți, nu puteau să le zică mutanți. So, ăștia de la Fox trebuiau să scoată un anumit film la anumită distanță, într-un anumit timp, că dacă nu pierd drepturile, și drepturile reveneau celor de la Disney în cazul ăsta, sau cine era la cine era de cine era cumpărat Marvel, right? So, pare că aici este exact la fel.
dacă ăștia nu pornesc o producție în 4 ani, 5, să zicem 5, că imediat suntem de 5 ani de când a ieșit filmul, right? Like, suntem de 5 ani de când a ieșit filmul imediat, dacă nu, ba, o trecut de 5 ani, deci ăștia dacă nu încep un nou, o nouă producție, fac drepturile revin, bineînțeles, la mangaka, foarte probabil, sau ce știe la Shueisha, ce pula mea are drepturile pentru manga, și aia e. So, eu cred că asta a fost mai mult o chestie de nevoie, pentru că cei de la Netflix cred în ideea de Death Note și vor să mai încerce o dată, și dacă nu o să iasă nici de data asta, eu vă zic că Netflix nu o să mai scoate niciun căcat cu Death Note, numai dacă nu o să scoate literalmente ceva din disperare peste încă 5 ani în pula mea, ca să mai mențină drepturile, să poate mai găsește pe ceva. Bă, yeah, asta e speculație, bineînțeles, nu se te lasă confirmată, dar e foarte probabil ceea ce se întâmplă acolo. So, hai să mergem mai fain frumos la da orba și, bineînțeles, să bem niște agua. Like, So, dacă nu știți cum funcționează da orba, o să vă explic repede. Deci, dacă nu știi cum funcționează Daorba, funcționează ceva în felul următor. O să trecem mai repede repejor prin anumite știri, anunțuri și trailere, ne uităm împreună la ele. Tu poți să zici live în chat aici cu 1, 2 sau 3 dacă îți plac sau nu-ți plac, cu da, ori, ba, bineînțeles, ori nu-ți pasă, aia înseamnă ori, list, you get it. Și, you know, hai să începem, pentru că avem destul de multe și, you know, începem cu anunțurile ca de obicei, după aia trecem la trailere și aici începem cu cele mai obscure, poate, sau noi, și trecem la cele mai importante, deci dacă vrei să vezi părerea mea despre uși, trebuie să aștepți mai până la final. So, hai să trecem la primul anunț de astăzi și ghici ce revine, Polu, poți să votezi tu acolo, fain frumos, vedeți cum revine Polu? Sau n-ați văzut cum revine Polu? Boom! Vedeți, o revenit Polu, ui acolo e Polu, e deasupra chatului și primul anime despre care vorbim e acesta. Da. De fapt, e un manga care primește o adaptare anime, se numește No Longer Allowed in Another World, ceea ce e foarte, foarte interesant. E vorba despre autorul Osamu Dazai, după cum vă dați bine seama, și este descris, cei de la Seven Seas descriu acest manga, care puteți să-l cumpărați prin volum începând cu octombrie, fie în variantă digitală, fie în variantă fizică. O a doua viață într-o lume cu plină de tipe drăguțe alături de tine și puteri ca într-un joc video. Sună ca un vis, nu? Dar nu chiar pentru autorul melancolic, care chiar literalmente ar visa mai degrabă să se sinucidă decât să trăiască așa ceva. Și bineînțeles că nu-i pasă de toată chestia asta fantastică, că el ar prefera să caute un loc bun unde să moară. Dar indiferent cât se riscă, totul pare să se, you know, să fie ok. Like, tipul ăsta literalmente vrea să moară și lumea zice, bă, you know, nu. Cam despre asta este vorba, despre un autor extraordinar de depresiv care ar vrea să o moare, but într-un isekai care e foarte plin de lumină și cheerful și așa mai departe. Eu zic că e un anime interesant, dacă îi să fie un anime, cât de curând. Nu uitați să votați cu 1, 2 sau 3, după cum vedeți acolo, like, literalmente scrie aici cu 1, 2 sau 3, să vă rog eu să votați, dacă nu vin și vă dau. But yeah, pare o idee bună, pare o idee interesantă, but then again, am mai văzut animeuri de genul, în sensul de... Ai văzut animeuri unde protagonistul e cinic, protagonistul e așa, so, you know,
nu e nici ceva extraordinar din nou din punctul ăsta de vedere. L-am mai văzut pe Osamu Dazai cu puteri, pentru că am avut o draie de animeuri de genul Bungo Stray Dogs, ălalt cu literatură și așa mai departe. Like, we've seen it before, dragilor. Am mai văzut de asta. Ideea e de cum o să fie execuția. So, cine știe. Dar până aflăm, you know, mai trece un pic de timp. So, hai să mergem mai departe la următorul anime, care are un nume foarte lung. Da, are un anime un nume foarte lung. So, you know, că o să fie interesant. Arată ceva de genul și se numește ceva de genul, pentru că, cum ziceam, are un nume lung. Why Raeliana, Raeliana ended up at the Duke's Mansion, e un isekai fantasy manhwa. Încă un manhwa. Yes, care primește o adaptare anime în japoneză, nu în coreană. Se numește Kanojo ga Koshaku Tei ni Itaryu. În japoneză, cum ziceam, o să aibă un anime și, again, este un manhwa care face chestia asta. So, să vedem ce zic fanii Solo Leveling și aici. Sper că fucking nimica. Din păcate nu avem un trailer. Cei de la Yen Press, care au tradus povestea în engleză, aparent descriu un ceva în genul povestea. Enhua Park a fost doar o fată normală, dar disperată să ajungă la facultate și chiar și reușește. Bineînțeles, e atât de fericită și toată fericirea ei e una foarte scurtă și întreruptă abrupt de faptul că e împinsă de pe fucking ce? Corect. Fucking acoperișul unei clădiri, doar ca să se trezească ca Raeliana Macmillan, un caracter din una din cărțile unde moartea, cum îi zice, servește ca un catalist pentru povestea care urmează să se desfășoare. Raeliana refuză să moară a doua oară și e determinată să schimbe soarta în orice mod posibil. Cam așa descriu ăștia de la Empress povestea, care sună, you know, interesant, având în vedere că e vorba despre o poveste de supraviețuire a cuiva care deja a murit și, you know, ar urma să fucking moară și în lumea asta. Ceea ce, you know, iară sună foarte interesant. Nu uitați, again, să votați 1, 2 sau 3 acolo. De la mine are un da, again, ideea sună ok, nu-i nimic fantastic în afară de faptul că e un alt isekai, like, aia e singura chestie. But, în afară de aia, povești de genul, în teorie, am mai auzit și am mai văzut, right? Like, nu e cea mai originală chestie, but then again, nici nu știu dacă trebuie să fie. So, de la mine are un da și rămâne efectiv de văzut. Din păcate, încă nu știm care este studioul care o să lucreze la acest anime. Bă, hei, o să aflăm cât de curând, foarte probabil. După care mergem mai departe. Dacă n-ați votat aici, votați aici la Kaguya-sama Love is War, care ghice primește un film. Pentru că, bineînțeles, cu toții știm că sezonul 3 s-a terminat practic pe un cliffhanger, având în vedere că, well, cliffhanger și un boom și, you know, o chestie care putea să fie în episodul 2 al sezonului 3 și, you know, aia putea să fie tot sezonul 3, but whatever. O să primească un film, why not? Takagi-san a făcut la fel, a avut sezonul 3, a ieșit cu un film și cu filmul ăla a terminat seria.
La fel poate să facă și aici, pentru că și Kaguya-sama, dacă nu mă înșel, e pe gătate. So, I was right când ziceam că foarte probabil sezonul ăsta de Kaguya-sama o să fie ultimul. Și ui că e foarte probabil, acum depinde de câți bani o să facă filmul, să, you know, ori mai termine filmul și zic gata, ori mai scoate poate un al patrulea sezon unde, you know, mai adaptează chestii din manga, but then again, nu știu cât o adaptat exact din manga și nu știu cât material i-a mai rămas după finalul ăla al sezonului, al treilea, so, na, asta e just, I just don't know, pentru că nu citesc manga-ul, dar am primul volum, dar I don't really give a shit să-l citesc pentru că încă e ongoing. Aș vrea să-l citesc, dar dacă e comparativ cum a fost sezonul 3, nu vreau, pentru că sezonul 3 a fost cel mai slab dintre cele 3 sezoane de Kaguya-sama, so, na, like, numai pentru că s-a întâmplat chestia din ultimul episod, nu știu că au făcut să merite restul sezonului din punct de vedere a poveștii și a evoluției poveștii. Whatever, but aia e părerea mea. Îs foarte curios. Filmul se numește, dacă nu știai, Kaguya-sama wa Kokure-setai First Kiss wa Waranai, sau Kaguya-sama Love is War, The First Kiss Never Ends. But yeah, o să fie foarte, foarte interesant și îi arcul de imediat după ce se termină sezonul 3 din anime, deci I was right, e canon, e continuare și așa mai departe. Bun, de la mine are Yasher, da, I mean, să sperăm că nu o să-l întindă cum a făcut sezonul 3, but, you know, just, you know. So, să mergem mai departe, văd că ați votat, n-ați votat, aia e, puii mei, mergem să vorbim despre Mob Psycho 100 sezonul 3, care ne dă un nou visual, care îl vedeți și voi acolo, care mie îmi place tare, tare mult cum arată, gen... It looks very nice și pare să ne dea așa un sens de, well, dacă ai crezut că sezonul 2 a fost bun, stai să vezi sezonul 3, pentru că sezonul 3 pare să ne ia mai departe, să ne dea mai departe și de la mine are un da absolut, de-abia aștept să vină toamna anime, că o să fie super, super interesantă sezonul ăla. Mob Choir o să performeze opening-ul pentru această serie. Au fost niște leak-uri, nu vorbesc despre leak-urile alea pentru că chiar și contul de Twitter a celor de la Mob Psycho 100 au zis că sunt foarte dezamăgiți de leak-urile alea care au ieșit de la Anime Expo. So, nu o să mă ating de ele din chestie de... Așa-i frumos, mă. Dacă ăștia nu au vrut să vedem chestiile alea atunci... Nu, eu nu o să stau să mă uit la ele în gură, pentru că I don't really care to do that. O să vă zic ce știu, de aia și la Solo Leveling, la știrea de vineri, sâmbătă, dacă te-ai uitat pe YouTube, nu am intrat în detalii care nu erau date de ele și în speculații și în whatever, right? Like, am știut studio, am știut X, Y și Z, aia v-am zis, nu v-am zis mai mult, că I don't give a shit, unul la mână, eu nu am citit Mao, deci nu aveam de unde să știu chestii în plus, și doi la mână, nici nu era, nici nu e relevant atâta timp cât nu vine din gura lor, like, dacă nu e trimis de A1 Pictures chestia aia și zisă de ce la A1 Pictures, nu o să zic, dar erau zvonuri că e posibil să-i schimbe, cum îi zice naționalitatea, but am zis că nu zic aia până nu-i confirmat. So, niciodată să nu vă așteptați de la mine să zic chestia aia 100%, vedeți că asta. O să vă zic când e leak, că vedeți că e leak, nu luați în foarte serios. Și, you know, da, când e un leak și aia zic, bă, suntem dezamăgiți de leak-ul ăla, eu nu o să vă arăt chestiile alea ce ieși din leak, că nu mi se pare normal, right? Like, dacă a fost anunțul a unor animeuri, like, you know, aia e, like, se întâmplă să fie leak-uite chestii genul, like,
that's fine, dar să fie lecuite chestii din anime și mai ales dacă e vorba de primul episod sau opening-ul primului episod, nu mi se pare tocmai normal să mă iau de chestiile alea. So, hai să trecem la trailere și începem cu Doraemon, care ghișce mai are un film în 2023. O să ne uităm la trailer, because of course we do that, nu uitați, noi facem chestia asta aici. După ce ne uităm la trailer, o să vedem dacă ne place, dacă nu ne place, tu poți să faci asta, cum ziceam, în chat cu 1, 2 sau 3, but first ne uităm la acel trailer să vedem dacă e ceva de el sau nu. But animația pare să fie fucking amazing, like pare să fie foarte, foarte faină. Yeah. Again, e un trailer scurt, e un trailer doar de 3, opa, ce-am, lol, ce-am făcut eu acolo, de partea greșită așa, e un trailer scurt, da, eu zic că e un trailer destul de bun și, again, mi se pare foarte, foarte fucking straniu de la unii oameni să, care se uită la anime, se uită la anime, se uită la trailere cum este la Doraemon, zic, bă, arată nașpa, like, arată animație foarte bună, man, like, e greu, o să vezi, și la următorul anime, e tot în stilul lui, e greu să te uiți la un anime de genul să nu zici că nu are animație bună, mai ales dacă îi să-l le compari cu unele animeuri sezonale, right? Like, da, e un film, e alt buget, e whatever, că e condensat acolo, nu e aceeași chestie, e doar 5 sau 6 episoade de anime într-o asta, da, ai la fel de mult dezvoltat ca un serial de 12. But still, mie îmi place cum arată, mie îmi place stilul lui, are un da, o să mă uit, nu cred, pentru că nu m-am uitat la seria Doraemon, nu știu cât e pentru mine, cel puțin momentan, but nu cred că ar fi ceva absolut teribil de oribil. So, hai să mergem mai departe, să vorbim despre ceva care are delicios în nume, pentru că este vorba despre Delicious Party Precure, da, e nou film din seria asta de Precure, de, you know, Magical Girl, care, you know, again, are un nou film, au mai avut unul anul ăsta și why the fuck not, bă nu, filmul ăsta o să iasă anul ăsta? Anul ăsta, cred? Da, filmul ăsta o să iasă anul ăsta, septembrie 23, așa, știam că ăsta tot Toy Animation, deci Toy Animation o scos film și pentru Dragon Ball, scoate film și pentru One Piece și pentru Precure, singurul care îi lipsește să mai aibă film care are anime acum, momentan, e fucking Dragon Quest and that's it, like, le-o făcut pe toate, but yeah. Are un trailer, o să ne uităm la acest trailer, o să vedem dacă este bun sau nu, right? Pentru că that's the point of all of this și bineînțeles o să votăm. Da, așa. Man, that's the weakest food I've seen in anime. Adică, fără supărare, dar am văzut mâncare mai bună în unul dintre cele mai rele sezonale din sezonul ăsta și din sezonul trecut. Like, în anime-ul ăla arăta mai bine mâncarea. Like, ce îi cu muffin-ul ăla acolo cu frișcă? Like, that looks weak as fuck. Și de ce este acolo două cireșe? Like, what? Și ăsta... ce asta? Ai omletă? Arată ca un căcat. E maro. What the fuck is that? Ce-ai greșit cu anime-ul ăsta? Damn. Damn, boy. Delicious Smile! No,
Transformă lumea în păpuș. Nu, nu-mi place, arată efectiv ca un sezonal. What the fuck, ar trebui să fie un film, man. Mă, aici I was praising movies în pula mea că arată bine și vine Precure, Party Precure și zice Party Pupu. Obviously, ăsta un copil arată totul bine și clar că nu-i făcut pentru mine, că e făcut pentru fetițe de 9 ani, da? Ce-i despre noi, ăștia care avem inime de copil? Nu vă arăt că sunt frigider, dar na. Ce-i... What about us? Ha? Discriminare. E literalmente fucking discriminare ce fac ăștia. Nu-i frumos, mă. Nu-i, literalmente nu-i frumos. Anyway. Yeah, mă așteptam la un pic mai mult pentru că dacă nu mă înșel ultimul trailer, părea mult mai polished, mult mai bun. Zici că au fost putut și filmul ăsta cu Precure și au trebuit să-l reanimeze și nu mai avut timp să-l facă la calitate care trebuia, să l-au făcut la calitatea unui sezonal, which is sad, sincer să vă zic. So, de la mine are un ori, nu mi se pare tare bun sau tare wow și nici dat fiind că ar trebui în pula mea să cam știm ce e filmul ăsta. Afară de faptul că merg la un theme park, cam puțin oferă trailerul ăsta. So, he said, aia e, ce să facem. Mergem mai departe că mai avem de vorbit despre niște filme, înainte să trecem la niște animeuri noi, înainte să revenim la filme și vorbim despre o compilație, sau mai exact al doilea film într-o compilație, pentru că Recycle Penguin Drum iese cu al doilea film peste 5 zile, weekendul ăsta, și noi avem un nou trailer la care trebuie să ne uităm, să vedem dacă este bun sau nu, obviously, să vedem, să votați și să mergem mai departe. Cam așa funcționează, deja știți că sunteți băieți și fete deștepte, că altfel nu v-ați uitat la Shunro Live. Da, ar trebui să vezi asta. Mă bucur că ai văzut în ce? 4K? Zim că l-ai văzut în 4K. Zim că l-ai văzut în 4K. Zim că l-ai văzut în 4K. Please. Anyway, noi avem un Penguin Drum de văzut până ne răspunde Bing în ce rezoluție a văzut el Akira. Again, e film. Un film ar trebui să arate mai bine de atât. Like, dacă tot te chinui să faci, refaci Penguin Drum în filme, like, măcar fă-l să arate bine, adică indiferent ce critică ai legat de primul film rebuild din Evangelion, right? Că n-a făcut tare mult, că n-a făcut mai nimic, că e aproape un shot for shot remake a primelor 6 episoade și așa mai departe. Măcar a arătat fucking amazing, like, nu a arătat ca 95, știi? So, na. Vezi? Deci îți chestiile astea care se vede că, like, lipsește să fie chestia aia de bă. Știi că nu m-am apucat de Made in Abyss, ce-i cu ce? あるわけないじゃないか。よせよ。俺とお前はたまたま同じ日に生まれた他人だろ。After my kingdom
この世界を焼き尽くす。 Ai ce schimb de ton avem dintr-o dată în tot trailerul ăsta. Damn. Eu înțeleg și pot să faci chestia asta. Like, am mai văzut anime-uri care au reușit să mențină stilul ăla vechi de animație, dar nu înseamnă că trebuie să ții și mediocritatea, like, sunt le chestii care au fost făcute din necesitate atunci, right? Like, arătau așa din necesitate, nu că așa au vrut ei să arate anime-ul, right? Like, tu realizezi că o draie din chestiile alea au fost limitări tehnologice și așa mai departe, fie că e vorba de un anime chiar de acum 10 ani sau de acum mai ales de acum 20 de ani, right? Like, nu poți să faci chestia asta, dar mai ales dacă îl faci un film, trebuie să ai un anumit fucking nivel, că altfel se simte efectiv că îl faci de dragul banilor și de nostalgie, like, ea îl faci de dragul banilor pentru că vrei să facă produsul banilor. But god damn it, pune un pic de efort into it, right? Like, aia lipsește din punctul meu de vedere. Și e frustrant pentru că dacă vezi aici ultimele câteva secunde din trailerul ăsta, se vede clar că au fost reanimate și că au efortul ăla depus acolo, like, fie că e vorba de asta, fie că e vorba de explozia asta care arată super bine, de tipa asta care plânge iară, like, ăsta e nou animat, like, ăsta arată animat ieri, arată atât de bine, like, this is new animation, știi? Aia zic, și tot arată ca stilul ăla vechi, mai vechi, sau original a anime-ului, right? Deci de aia zic, like, poți să menții chestia aia, dar sunt le chestii care just they didn't fucking bother with it și se vede și aici în trailer și cam that's it, ăla e tot trailerul, right? Like, aia zic că nu că n-ar arăta în general bine, că ai văzut, are unele momente care arată foarte, foarte fine, dar na, sunt le chestii care se observă, like, mai ales când nu reanimez corect și ca lumea persoane, adică dintr-o dată le lipsești toate trăsăturile la față și au numai doi ochi și o guriță, like, mai e un film, like, nu, can't pass, like, what? Pune un pic mai mult efort, pune acolo un asu cu un punct măcar în pula mea, o ceva trăsătură la față. Păi yeah, în rest nu pot să zic nici eu că stare wow de ce am văzut, sau și de la mine are ori, cred că sunt de acord cu voi. Bine, astăzi e un pic prea critic în sensul de mie, mă uit la 30 de anime-uri pe sezon, like, unele chestii îmi sar nevoit în ochi fără să vreau și like just pula mea, pune 10 minute un pic să desenez mai mult și era tâță de mâță, vorba aia, era perfect. So, nu zic altfel, probabil dacă îți curios dacă ai văzut seria și îți place, ce părere ai, lasă-ți părerea acolo în ăsta. Hai să mergem mai departe, dragilor, la următorul anime care îl avem noi în lista aia de știri, care arată cam așa. Mai vorbit despre el când a fost anunțat inițial, Futoku no Guild se numește, Guild of Depravity, because of course, așa se numește acest anime, because of course, îi făcut de omul, îi regizat de omul care ne-a dat Gishe, Redo of the Healer, da?
Takuya Asaoka, because of course it is, compozitor de, de serie și scenarist este Kazuki Fudeyasu, care a lucrat la The Time I Got Reincarnated the Slime, iar designer de caractere Hiraku Kaneko, care a lucrat la Queen's Blade The Exiled Virgin. So, hai să vedem omul care ne-a dat Rido of a Healer. You know, ce face? Ce face cu acest nou anime? Guild of Depravity. You know, o să fie ceva foarte intelectual sau, you know. Ce, nu știu dacă o să... Știi cum poți să-ți dai seama de chestia asta, Bing? Dacă UFO Table o scăpa de problema aia sau dacă KyoAni o scăpa de problema aia. Dacă astea două studiouri o scăpa de problema aia, e foarte posibil. După aia, dacă vezi MAPPA, dacă vezi, cum îi zice, WIT Studio, că se scapă de problema aia, dacă vezi A1 Pictures, dacă vezi, you know, un alt Cloverworks sau Honeyworks, că se scapă de problema, atunci poți să dai seama dacă o să ne scăpăm sau nu de chestia. Da, îi dau red pentru că, you know. So, hai să ne uităm la acest trailer de la regizorul care ne-a dat și, bineînțeles, Rido of a Healer. Stai așa un pic. Just bear with me. Oh yeah. Damn, boy, he's thick, boy. That's a thick ass boy. Damn. Și bineînțeles că nu mă refer la urs. Just saying, părerea mea, just saying, ok? So hai să ne uităm mai departe la trailer. 華やかさというものに欠けていた。玉ちゃん、って言います。人を気に感。ダンボーイ。おります。私は歴代でもトップクラスの天才って言われてるんだから。働きたくない。戦士の花畑だ。これからいろいろご教授願うよ。こんな僕を一人のガードとして見てくれてありがとう。 Oh nu, are harem. Are harem cu Lolis. Oh nu, are harem cu Lolis. De ce o comedie cu harem cu Lolis? Cu ce-am greșit eu? Cu ce-am greșit eu? Cu ce am greșit eu? Cu ce am greșit eu? Cu ce am greșit eu? Damn. Damn. What the fuck? So, hai să analizăm ce avem pe ecran. Avem o tipă în dreapta, jos, în colț, care e clar violată de fantome. Right? Avem protagonistul nostru care să uităm la cele 1, 2, 3, 4, 5 tipe.
cea din dreapta jos, cum ziceam, violată de fantome. Dreapta sus este o cârtiță, sau nu știu cum pula mea să-i zic, de ăsta care e clar că o violează pe aia-laltă. În stânga avem o tipă care e ținută jos de slimes, because of course she is, dar măcar asta nu e violată, yet. Două este la mijloc care se uită, like, damn, that's some nice ass cucci. Stânga sus avem o tipă crăcăcită de doi urși, like, that's just, tipa e cu picioarele în sus for some reason și e asta. Singura, cea mai decentă ar fi tipa care e prinsă doar de mâini, de o altă cârtiță și monstrul ăla care e dita mai bușul. Ce se întâmplă? Nu știu. Nu mă întreba. Dar e o comedie de la tipul care ne-a dat Riddle of a Healer. So... hai să ne uităm cum se termină. Așa se termină Futoku no Guild. Trailerul pentru Futoku no Guild. Ioi, no, eu ce pula mea să zic la un trailer de genul? Like, orice glumă am vrut eu să fac, like, literalmente orice glumă voiam să fac, ce mi-o veni mie minte, ce ăsta, like, s-o dus pe pula, like, cum adaugi ceva relevant la un trailer de genul? Like, cum reacționezi la chestii de astea? Like, ce zici? Unde a fost partea funny? There was no haha funny. A fost o droaie de scene care a fost whatever, ne-au cam arătat un pic din lume. Ne-a arătat că ăsta are un harem și că haremul lui e violat de monștri. Sau about to be violat de monștri, like, it just, și ăsta e numai trailerul, like, nu vreau să știu cum o să fie anime-ul și tocmai de aia o să mă uit la el din morbidă curiozitate, că alt cuvânt nu există decât morbidă curiozitate, like, să nu mă înțelegeți greșit, toamna asta ce urmează anime o să fie probabil fucking amazing din multe puncte de vedere. Adică, you know, Mob Psycho, că tot vorbeam de Mob Psycho, o să mai avem o draie de anime-uri foarte faine și o să avem anime-uri cu violuri, cu haha, hihi, care, I don't know cât e ok o să fie. Pentru că, listen, like, eu sunt de acord cu unele idei că poți să glumești despre orice, sunt de acord cu ea, dar trebuie să fie funny, mă. Trebuie să fie hilar, like, dacă nu e hilar și tu faci glume despre viol, pe atunci n-ai făcut o glumă despre viol, frate, like, you know, ai făcut o glumă despre victime, probabil, so, o să mă uit la el, literalmente din morbidă curiozitate, că alt motiv nu am decât vreau să văd ce pula calului poate să iasă de aici, like, o să iasă ceva inteligent sau interesant de aici, I don't fucking know, dar o să vedem și o să aflăm. Anyway, cât vorbim de chestii un pic dubioase, hai să vorbim despre sezonul 2 a unui anime care se arată cam așa. Inspector iese în iarnă, cause of course, cu sezonul numărul 2 și avem un trailer, cause of course we do, yes we do, și avem cu subtitrări de la Crunchyroll, yes, avem subtitrări, dragilor. So, o să ne uităm la acest trailer, o să vedem dacă e bun sau nu, deja știi cum funcționează faza, nu cred că mai trebuie să-ți explic eu ție.
So, let's go, it's me, Raul. Oh, nu, și aici monștri. De să apucă și ăștia de violat, îmi bag pula. Like, aici termin episodul și plec. Gata, mă las de tot. Watashino na wa Iwanaga Kotoko. Yōkai, yūrei, kai, ma. Sō yobareru mono tachi to kono yō no tsutsujō o mamoru. Chie no kami. Mukashi yama no naka de shini kakete ita tokoro. 自分を美人だと思っている女と出会いましてね。な, păi ți-o trebuie să te duci pe vârf de munte. Păi nu ești prost. Mai ales în timp la furtunii gen. Normal că pici. Păi ce pula mea să faci? Să zbori? Corți că pici de acolo. Ce ce... Mă da prostii, mă. Onna wa yuki onna da to nanori. Ayakashi no chikara de tasukete kureta no desu. Gezan da. S-a îndrăgostit de Yuki Ona asta care l-a salvat. Nu-mi vine să cred. Ea mânca tipa înghețată. Hai, hai. Anata ga saknen rikon sareta okusan ga koro sareta no wa gozonji desu ka? Ce? A fost omorâtă nevasta de care el a divorțat? Nu cred. Care e legătură între astea două? Hai să aflăm în acest trailer, cumva, somehow. Da, întrebarea mea e ce pula mea de legătură are plotul ăla cu plotul ăsta? Hai să aflăm. Mai avem, cred că 10 secunde din trailerul ăsta sau 15. Dacă nu aflăm, o să fiu foarte trist. Well, animația la lupte nu-i fantastică. Dar tipul apărea și-o rupt o mână și și-o reveni. Super. Bă, hei, tipa n-are un picior, so that's nice. Păi, nu așa, mă, nu. Tipaci. Ok, dar eu încă nu înțeleg ce pula mea de legătură a avut Yuki Ona aia cu ce-am văzut noi aici, like... What? De ce ne-a arătat toată treaba aia? Like, nu înțeleg. Yeah, nu, gen... Again, de vândut nu se vinde rău anime-ul ăsta, cel puțin trailerul ăsta e destul de bun. Trailerul ăsta specific e destul de bun în chestia aia, cât să te facă curios. Nu o să mă uit, că nu m-am uitat la primul sezon și din câte am înțeles primul sezon e al naibii de fucking cringe la unele chestii. Mai ales relația dintre blonda aia care ar trebui să fie zeița wisdom or whatever. Nu l-am văzut. Și tipul ăla care pare să fie al naibii de trist și miserable. Că trebuie să lupte și că îi cu zeița asta. Că parcă i-a ieșit ceva memă de acolo, right? Ceva meme template. Anyway, cu asta fiind zis, e un trailer bun, că știe să vândă, but m-a lăsat cu întrebarea ce pula mea cu faza aia și i-a omorât oare that Yuki Ona fosta nevastă sau cine i-a omorât-o și ce se întâmplă? I don't know. Da, probabil dacă te uiți Bing o să aflu de la tine. So, cu asta fiind zis, ia sure, are un da de la mine, nu vie să cred că zic asta și hai să mergem să vorbim despre Shangri-La. Da, Shangri-La Frontier e un anime care iese și el anul viitor. Yes, anul viitor. Are un trailer, știi ce o să facem, nu mai trebuie să-ți explic. So, holy shit, de cei 3 minute, nu știu, să sperăm că nu-i începutul primului episod.
Vedem, aflăm odată ce dau play, pentru că, again, nici eu n-am văzut trailerile astea, le văd deodată cu voi. Like, asta e reacția mea genuine la ceea ce văd. Ok, tipul intră în MMORPG. Ok, first person. Și are cap de pasăre, of course. Stai, a ratat ceva, e clar că a ratat ceva dacă o sări de la un tip care umblă de sculț la tăiat de cap. So, hai să vedem ce am uitat. Well, coreografia pare să fie una foarte bună, like, luptele par să fie foarte bine coreografiate, so that's nice. Să bate cu Ramiel tipa asta, nu-i corect, nu-i frumos, let Ramiel be alone, no! Oh, ui la tipul ăsta care se crede My Hero Academia, cum îi zice, rip-off. Câtă nesimțire pe capul lui. Auga. Na. Omeza. Sekai no shinjitsu ga shiritei ga. Ok, fuck, nu, ok, nu te mai da mare, holy shit, yeah, I'm in, ok, ai un da, like, bro, și dacă vă zic și că ăsta e CGI, zici, oh, ești prost, e CGI, fii atent. Asta, ce vedeți voi aici, și având în vedere că toată camera asta se învârte, e CGI, like, toată chestia asta e CGI. Știu că nu mă crezi, știu că arată foarte bine, de acord cu tine, arată, uite la gambele lui în pula mea ce fain sunt animate. But ăsta e CGI, like, indiferent ce părere ai la cum se învârte camera, chestia asta e extraordinar de greu de făcut în animație cu mâna, ăsta e CGI, la fel cum îi folosi CGI-ul, de exemplu, în Attack on Titan, când merg pe-ntre clădiri și așa mai departe. Obviously și ăsta e CGI, dar, again, e foarte bun CGI-ul aici, like, se vede foarte bine că cum l-au animat și cum au adăugat efectele alea digitale și după aia au încercat să mai adauge niște efecte de mână, like, ăsta e CGI, like, să nu credeți că ăla nu a fost CGI. Și asta, la fel, CGI, shot-ul ăsta e CGI totul. Până la tipul care e desenat acolo. Caracterele din spate de aici, tăte, CGI, și acolo și în shot-ul ăsta. În afară de tipul ăsta, obviously. Mă referam la caracterele din background. Deci, boy! Pus ăștia e fort în prostie la anime-ul ăsta, că altfel nu mă explic, like, arată excepțional. Și nu-i ca și cum e un film, right? Shangri-La la Frontier. Nu, e un TV anime care iasă probabil în iarnă. Like, holy fucking shit. Da, e studio C2C, cum zice acolo Dinu. E regizor Toshiyuki Kuboka, care a lucrat la Wandering Witch, The Journey of Elena. Elena, nu
Tabi. Asistent regizor este Hiroki Ikeshita. Alături de ei sunt scenarist și supervizator de serie Kazuyuki Fudeyasu, care ar trebui să-l știți, toți ar trebui să-l știți, pentru că a lucrat la Black Clover, Dropkick on My Devil, Hetalia, Land of Lydale, Record of Ragnarok și multe altele. Fudeyasu are o dita mai fucking listă de animeuri, dacă nu mă înșel. Adică, la, yeah, oh my god, are, eu lucrat la fucking multe, like, ales numai câteva, da, au lucrat la Iruma Kun ca și compozitor de serie, The Time I Got Reincarnated as a Slicer și compozitor de serie, like, tipul ăsta a făcut o draie de anime-uri, o lucrat la ele, o scris un episod pentru Nana, aparent ca scenarist, like, o scris pentru Sailor Moon Eternal și Moon Cosmos, like, tipul ăsta a făcut o lucrat la JoJo's Bizarre Adventure, la toate seriile, dacă nu mă știu, da, la toate 5 au lucrat, fie ca scenarist sau ăsta, so, talent este în pula mea din plin la anime-ul ăsta, nu mă mir că e atât de fucking bun. Iar designer de caractere și regizor de animație este Ayumi Kurashima, care a lucrat la Devilman Crybaby și Megalobox 2 Nomad. Yeah, holy fucking shit, normal că arată atât de bine fucking anime-ul ăsta, că nu mă mir, like, trebuie să ai talent din plin în pula mea. Jesus Christ, arată fantastic. Like, efectiv arată fucking amazing anime-ul ăsta. Yeah, 100%. Just... Și chestia care mă miră, pe lângă faptul că e un trailer de fucking 4 minute, e clar că toate chestiile astea nu se întâmplă doar într-un episod. Deci la ăștia animația așa o să arate minim 8 episoade. Like, îți dai seama că unele dintre caractere o să le întâlnească foarte, foarte fucking târziu în anime-ul ăsta. Și arată fucking fenomenal, man. Like, damn, boy. Bine, tipul arată dubios, nu știu ce și-a luat, ales capul ăla de pasăre, but aia e singura parte dubioasă, capul ăla de pasăre, în rest, I don't really care, îmi place restul design-ului. Cel ăla, CGI, și aici, CGI, literalmente, CGI, toată chestia asta. Deci de aici, ăsta e CGI. Bine, să și vede tipul ăla, dar, again, ăla e în distanță, so, yeah, nu mă mir că nu prea are detalii, dar și așa, like, ăsta tot este CGI. Și asta, tot CGI. Până aici. Fai de pula mea, that blew me away, man, like, what the fuck? O să fie greu să trecem mai departe în pula mea, că orice vie după asta, ioi, nu arată bine. Oh my god, Shangri-La Frontier. Oh boy. Like, fucking merită aplauze, like, ar trebui să mă ridic, mă, să-i dau o rundă de aplauze la anime-ul ăsta, pentru că, holy shit, man, asta, oh my god.
și dacă iese și probabil o să iasă în ianuarie, tu ți imaginezi să iasă în același sezon cu fucking Demon Slayer, să iasă în același sezon cu Vinland Saga? Oh my god, I'm about to bust. Ce tare o să fie iarna 2023 dacă e adevărat ce cred eu că o să iasă în iarnă, like, oh, we're in for a fucking sezon. Da, ăsta a fost trailer fenomenal în pula mea. Așa se face un trailer, mă, așa se face show. I love it, I love it, absolut fucking fantastic. De la mine are un foarte, foarte, foarte mare da, like. Ăsta exemplu, mă, ăsta e exemplu de cum se face. Bravo, 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 mai. Like, ce pula mea să mai zic? Hai să trecem mai departe la alte chestii care sper să fie bune. Like, sunt câteva care știu că o să fie bune 100% în următoarele știri. Mai avem 2, 4, 6, 8, 10, 11 știri ca să fim mai exact. So, hai să trecem la următorul anime, care este o continuare și o continuare cu sezonul numărul 5, Anini Tsukeru Kusuri wa Nai primește un al 5-lea sezon. Da, e regizat tot de omul care ne-a dat și Agretsuko, of course, e Planet Cartoon, care se ocupă de producția acestui anime, because of course, e bazat pe un web manga, because of course, și o să aibă un sezon cu numărul 5. Noi avem un trailer de data asta doar de 30 de secunde, jumătate de minut, because of course, și... Hai să, cum îi zice, ne uităm la el. Ar trebui să, iulie 29 ar trebui, nu începem, mă, trebuie să înceapă la sfârșitul lunii, vezi? Nu trebuia să înceapă, cum îi zice, trebuie să înceapă la sfârșitul lunii. So, hai să ne uităm la trailer, pentru că da, ideea e că puteam să, ăsta da, ne uităm la o droaie de alte trailer la anime-uri care au ieșit deja, dar am zis că dacă a ieșit nu mai e rost. E atât de exclusivă chestia încât video-ul e unlisted, so. I mean, kind of basic trailerul, în sensul de n-ai voce, n-ai nimic, so dacă este umor, e cam pierdut, like, just, e janai, there's none, so. Da, dar nu, my animalist is wrong again, pentru că episodul o să primele 12 episoade o să aibă premiera iulie 29. So. Vezi și acolo scrie. Drăguț, pare să fie drăguț, nu pare să fie foarte ofensiv din ceva punct de vedere, but again, o draie din glumele și ăsta care sunt acolo, it's kind of lost, so, na. Dacă a ieșit deja, dacă îi să fie amuzant, aia nu știu, mă bucur să văd că sunt care l-ați văzut. Un episod are 3 minute, e scurt, deci nu-i tare greu de văzut, să zic așa. Păi, it's fine, animația pare să fie destulă cât pentru un anime de genul, of course. So, n-am ce să zic, are și de la mine un da, n-am de ce să fiu hater, n-am de ce să zic, păi nu-mi pasă. Again, aș fi preferat un voce sau ceva care să adauge glumelor și animații și așa mai departe. So, hai să trecem mai departe, dragilor, la următoarele animeuri care arată cam așa. Și primul e despre tip mișto.
și se arată cam așa. Am vorbit despre el, e vorba despre patru băieți, dar aici avem focusul pe doar unul dintre ei. Se numește Play Cool Guys. Avem acel visual legat de Shun Futami, despre care este și trailerul. E unul dintre cei patru băieți. Studio este Pierrot. Of course, regizor este Chiaki Kon, care, dacă nu cunoașteți, ce pula mea e greșit cu voi, este, iau mai lucrat la Sailor Moon, sezonul 3, Crystal, la Eternal, la The Way of the House Husband, so, you know, a făcut o draie de chestii. Regizor și supervizator de serie este Makoto Uezu, mai lucrat la Yuki Una is a Hero, Space Brother și Assassination Classroom, care sunt că vă place tare mult. So, hai să vedem acest trailer pentru acest anime, să vedem ce îi faza cu tipul ăsta blond și care îi faza cu animeul ăsta, care urmează să iasă și el la toamna. Because of course, right? Bun, hai să îi dăm drumul. Ok, deci tipul ăsta vrea să fie cool, dar nu iasă niciodată pentru că e clar că face chestiile pe dos. Ce șam. Yeah, pare drăguț, pare fun. Nu pare, bineînțeles, să fie ceva excepțional din punct de vedere tehnic, dar nici nu cred că un anime de genul ar avea nevoie de așa ceva, zic eu. Hey, cool Doji Danshi, o să fie o comedie care încearcă să fie relatable spre o draie de liceeni, având în vedere că e despre patru arheotipuri de băieți. So who knows? O să fie interesant de văzut, o să fie interesant de urmărit. Mie îmi place cel puțin stilistic cum arată și ca și paletă de culoare arată foarte fine. Plus, again, îmi plac seriile astea care încearcă să o dea pe ideea de relatable și de unde vor să scoată de acolo, cum îi zice, comedia. So, de la mine are un da și rămâne de văzut ce va urma. Trecem înapoi la o draie de filme, înainte să revenim la câteva animeuri și să terminăm cu un film. Și vă zic că sunt o draie de filme pentru că literalmente 1, 2, 3, 4, 5 sunt filme, după aia avem un anime TV show, după aia avem un film, după aia iar avem un anime TV show, după aia iar avem un film. Deci avem o draie de filme la care ne uităm la trailere și începem cu unul nou nouț despre care nu cred că am mai vorbit, care se arată cam așa. Break of Dawn, ba, am mai vorbit despre ăsta. Nou visualul nu l-am recunoscut, am mai vorbit despre el. E un anime regizat de Tomoyuki Kurokawa, care a lucrat la Dragon Art Academy și Psychic Detective Yakumo. Scenarist este Dai Sato, care a lucrat la Eureka 7 și la Ghost in the Shell Standalone Complex la câteva episoade și lucra și la câteva episoade de ca scenarist de Cowboy Bebop. So, you know, that's interesting, I guess. So, hai să vedem acest nou trailer pentru acest nou anime care a fost un mister atâta vreme. Să vedem dacă este ce bun sau nu, of course. Și let's go, let's just do that. Avem o draie de filme, sunt literalmente multe filme la care trebuie să reacționăm, să vedem trailerul. E E.T. japonez, man. E E.T. de extraterestrial japonez. Nu cred. Like, și dacă vreau să fac un top cu filmele voastre favorite sau cu să pun un poll cu care sunt filmele voastre favorite, nu știu cum pula mea să fac aia,
pentru că ori trebuie să iau o listă cu literalmente toate fucking filmele făcute ever și să o pun într-o listă și voi să votați, ori să vă dau libertatea de a introduce, cum îi zice o draie de filme, voi și răspunsuri, dintre care eu trebuie să fac sens și mulți o să bage răspunsuri de-a pula sau literalmente răspunsul pula. So, mi-e greu să fac chestii genul. Și filmele mele, am mai vorbit despre ele. So, când am vorbit despre toate filmele și istoria filmelor, animeurilor, so, nu știu dacă are rost, mai ales că nu s-au adăugat atâtea filme și nu a fost o revoluție a filmelor, cât să zic că suntem într-o nouă generație de filme anime, like, din 2016 până azi și cam același gen de filme, so, nu are rost. Pentru că nu mi-amintesc să am un film din ultimii 5 ani care să zică e cea mai genială fucking chestie. Față de seriale anime, că dacă te uiți pe My Anime List, am acolo câteva care au ieșit în ultimii 5 ani, fie că e vorba despre Kabukicho Sherlock, că e vorba despre Godzilla SP, right? Sunt două animeuri care au ieșit în ultimii 3 ani chiar. Da, ca film anime nu am unul din ultimii 3 ani care să zic că e cea mai genială fucking chestie, că nu am. Sună. Îmi place pentru că e un are vibe-ul ăla de filmelor anilor 80-90, right? De unde caracterele cresc, mai aici ai vorba despre coming of age stories, right? Plus again, vibe-ul ăla de E.T., vibe-ul ăla de așa și așa, like, e foarte interesant din punctul ăsta de vedere. Also, being la toată ideea, dacă vrei să vezi top filmele mele, intră pe lista mea de My Anime List, le sortez după notă și there you go. Like, nu, eu nu cred că m-am ascuns tare mult legat de chestia aia. So, nu știu dacă ar fi o surpriză pentru oricine că în top 10 am fucking Akira, right? Like, nu, ăsta, right? Like, come on, like, no? Just saying. Sau Ghost in the Shell originalul. So, legat de anime-ul ăsta, îmi place, sunt curios cum o să fie anime-ul animat, pare bine. Și, you know, premiza e una simplă, am mai văzut-o, dar nu mi-amintesc să avem ceva similar ca anime din Japonia sau... Hey, why the fuck not? Are un da de la mine. So, hai să mergem mai departe, dragilor, la următorul film care e, oh my god, e titlul meu fucking favorit ever dintre toate fucking chestiile, pentru că sună absolut fucking amazing. The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbye. Sună fucking excellent. Iubesc genul ăsta de titluri. La fel cum a fost și Who the Detective is Already Dead. Oh, ce titlu bun, ce titlu fain și anime de tăcăcatul. So, The Tunnel to Summer, The Exit to Goodbye are un nou trailer înainte să iasă în toamna asta, în data de 9-a. O să ne uităm la acel trailer pentru că de-abia aștept să-l văd și de-abia aștept să văd filmul ăsta. Zic eu de acum că aștept să-l văd mai mult decât nou filmul al lui Makoto Shinkai, indiferent de ce crezi tu că-s nebun sau nu, de-abia aștept să văd filmul ăsta, nu ăla al lui Makoto, ăsta de-abia aștept să-l văd. So, hai să îi dăm noi fain frumos un play la ăsta să vedem cât de bun a fi sau nu, a nu fi. Casa, scăl? Caritamonul a cianto caes. Oh shit. Dă-mi voie. Like, yeah, ăsta e clar CGI și digital art, like se vede la copaci. But, nu e asta. This
just bucata aia de animație unde ăsta calcă în apa asta, like, asta îi, și cum se mișcă frunzele. Mind fucking blown, man, damn. Dani. Watashi to te o kumanai. Kyou kara watashi tachi no kyoudou sensen ga hajimaru. Saikin omae hanashiro to yoku issho ni iru yo na. Nani sama no tsumori? Oniichan wa hoshii mono te aru? Kono tonneru ni watashi tachi no negai o kanaete morau tame ni. Junbi wa ii? Ce atât de mult? Ioi, ce mult îmi place. Ok, de ce îmi place anime-ul ăsta? Unul la mână e set în 2006, so you know, bat un pic spre adolescența mea. But, nu numai aia, vizual arată foarte bine, povestea pare să fie una foarte interesantă, muzica, iară, cum zice Antonia, e una foarte faină. So, it's foarte, foarte curios, mai ales că pare să lege mai multe thread-uri, să aibă vreo 3 istorii care o să meargă concomitent, care o să se lege fain frumos, deci pare să încerce să zică ceva și să aibă ceva adâncime. So, și aia e o chestie foarte, foarte faină, de pe aștept să-l văd. No, hai să vedem restul de trailer, pentru că acum am oprit și să vă zic aia, dar și ca să nu iau fucking copyright claim pe un minut întreg. Yo, unde e cu Și în japoneză sună fain. Oh, și în japoneză sună fain. Yeah, ăsta e trailerul pentru Cum îi zice la anime? So, obviously, super fine, The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbye. Just, îmi place. Și îmi place că l-au tradus motamon. Nu au scos din el în pula mea ceva traducere dubioasă, ci l-au tradus cât de motamon posibil. Regizor la studioul Clap, care a mai lucrat la Pompă de Cinefile, care iar un film super bun, este Tomohisa Taguchi, care ar trebui să-l cunoașteți pentru că ne-a dat numai anime-uri fucking amazing în ultima vreme, fie că e vorba despre Akudama Drive, Kino's Journey, Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, like, my dude does good shit și îmi place, el e și scenaristul și storyboard artistul și face o draie și o draie de chestii, ceea ce e foarte, foarte interesant. Iar șef regizor de animație și character designer este Kanji Miya, Tomomi Yabuki, care a mai lucrat ca regizor de animație la Pompă de Cinefile. So, o să fie foarte, foarte interesant. Compozitor de muzică, cât vorbeam despre muzică, cât de bună este Harumi Fuki, care lucra la Miss Hokusai, First of the Piano și Tsurune. So, talent este la anime-ul ăsta din fucking plin. Am uitat să dau drumul la Paul, atât de excited I was about talking, să vorbesc despre trailerul ăsta. Visual-ul, iar îmi place tare, tare mult, arată super fain. Și sincer să vă zic, de abia aștept să iasă filmul ăsta septembrie 9. Obviously, nu e un film care o să-l vezi la noi în cinema, din păcate, so de abia aștept să vină februarie sau martie anul viitor să-l văd, pentru că arată super, super bine. But yeah, nu e singurul film de dragoste care pare să fie trist. Și următorul pare să fie în același stil, so hai să mergem mai departe, pentru că mai avem 2, 4, 6, 7 animeuri despre care trebuie să vorbim și următorul se arată cam așa. Ai vorbit despre el când a fost anunțat inițial, Kinokuni Mizunokuni, are un nou trailer, noi o să ne uităm la trailerul ăla, e bazat pe un manga acest film, o să fie foarte, foarte interesant. Regizor la Madhouse, let's go Madhouse, știți că iubesc studioul ăla, este Kotono Watanabe, care a mai lucrat la Butum, iar regizor, nu, scenarist, pardon, este Fumi Tsubota, care a lucrat la
Waka Pri Magii și la Hukto Precure, Precure și la Saninsai și la tot felul de chestii. Nike o lucra la mai multe. So, hai să vedem noi trailerul ăsta și să vedem dacă e la fel de bun ca ultimul sau nu. Ăsta e doar un trailer de 45 de secunde. So, let's go, let's roll, pentru că, cum ziceam, mai avem destule de văzut și așa. Jessic Vance, asta de evenimente, pare să aibă animație fantastică, holy shit! Love it! Super, super wholesome! Super, super drăguț, super, super fine. Unul la mână, doi la mână, aici o să mai supăr unii oameni, but avem o tipă care nu îi suplă, avem o tipă plinuță care este protagonista și prințesa poveștii în acest shoujo fantasy. Super, super fine, îmi place să văd și alt tip de persoană ca și protagonist aici. So, de la mine aronda, mare surpriză, animația pare să fie foarte bună, chiar extraordinară în unele momente, în altele pare să fie doar de sezonal 2022, dar again, ziua de azi, sezonalul 2022, you know, e o bară destul de ridicată și aia care nu se ridică la ea își iau, you know, bătaie peste buci, so, nu e o chestie rea să zici că arată ca un sezonal 2022, but again, are și o draie de chestii foarte, foarte faine. Mie, again, îmi place tare mult că avem o altfel de prințesă și că, you know, se poate chestia asta și în anime, pentru că anime-ul e rar, vezi chestia asta, mai ales în rolul principal, în rolul secundar am mai văzut tipe plinuțe și mai ugly, să zic așa, că îs desenate, știi, ori cu dinți mari, ori cu ochelari urâți, ori cu whatever, care să aibă succes cu tip. So, you know, da, aici ai un film unde protagonista e una mai minuță, which is nice să vezi. So, hai să mergem mai departe să vorbim despre drifturi, dar nu orice drifturi, drifturi cu case, pentru că fac Fast and the Furious, cui trebuie Fast and the Furious când casa ta poți să facă drifturi în pula mea. Și da, ăsta așa se numește Drifting Home, mai exact. Am mai vorbit despre el, e un anime care urmează să iasă septembrie 16 pe Netflix în toată lumea. So, ăsta e un anime la care putem să ne uităm. Studio, după cum vedeți, e Colorido și Twin Engine, sunt cele două studiouri care lucrează la acest anime, ceea ce o să fie foarte, foarte interesant. Regizor este Hiroyasu Ishida, care a mai lucrat la Penguin Highway, care dacă nu l-ai văzut e foarte bun, ți-l recomand, și Fumiko's Confession. El e și scenarist alături de Hayashi Mori, care au mai lucrat la Cells at Work Black, Code Black, pardon, și Leighton Mystery, Tanteisha Kataori no Nazo Toki File, ceea ce, you know, that's interesting. Și alături de ei, tot scenarist este și Minaka Sakamoto, care a lucrat la Babylon. That's about it. Hai să ne uităm la acest nou trailer să vedem dacă e bun sau nebun. Right? Așa funcționează, ceva în genul. Right. Yappari dou mitemo koko umi da yo ne. Tabun kore yume nan da yo. Konna no genjitsu ni kimatten daro. Itsu ni nattara kaeren no yo. Shokuryou wa hitsuyou daro. これで飛び移る。
コウスケ君すごいね。給水塔も見える。俺たちの町だ。私はここから出たくない。え、やばいよやばいよ、ぶつかる。やっぱり夏美にはコウスケ君が必要だよ。お前な、îmi place. Ok, pe lângă faptul că are animație foarte bună, like e clar, cred că vedem toți că are animație foarte bună, right? Îmi place tare mult faptul că e clar un pic mai mult decât niște copii care încearcă să-și găsească drumul acasă și un pic mai mult despre traumă, insecuritate, maturitate și lucrurile alea, doar din cauza unui simplu caracter care zice: eu nu vreau să mă duc înapoi acasă, eu nu vreau să mă întorc la ceea ce a fost, pentru că, you know, deși poate tu ai impresia că, de exemplu, dacă ești într-o familie cu frate sau așa mai departe, că fratele tău sau sora ta sau așa mai departe, poate mai că tata, că tău, îs buni, o duc bine, îs fericiți, whatever, n-ai de unde să știi niciodată ce ascunde în spatele fațadei, right? Like, ce gândesc și ce simt cu adevărat, pentru că de multe ori e greu să arăți asta, mai ales când ai copii și așa mai departe. Și e greu, mai ales dacă ești un copil inteligent și înțelegi ce se întâmplă în jurul tău, să-ți arăți chestiile alea. Sudea mi se pare foarte interesant approach-ul ăsta a acestui anime, cel puțin din câte am văzut până acum, right? Like, aș putea să greșesc, să fie foarte suprafață toată chestia, dar momentan pare că are ceva gând pus în spatele lui, so that's nice. に来ることになって、ヤスジーが受け入れてくれて、けど、でももう捨ててかなくちゃいけねえんだよ。夏目と一緒にいたいんだよ。Și despre bunici morți și prima moarte, pentru că, you know, copii și nu numai copii, dar omul în general nu îi tocmai obișnuit cu ideea de moarte, sau atunci când moare cineva, just lovește, so, na. お前が知ってること全部教えてくれ。Pare foarte fain. Foarte fain și foarte interesant filmul ăsta, zic eu. Acum, ca părerea mea, pare cât de cât inteligent scris și pare să vrea să ofere un pic mai mult față de o poveste normală, cum am vorbit și despre Break of Dawn, right? Anime-ul de mai înainte cu extraterestru, right? Like, ăsta pare să fie un alt tip de coming of age story, când e vorba de moarte, de traumă, de tristețe, de chestiile alea și how to deal with it. So, de la mine îmi place, de la mine are un da, plus că animația pare să fie foarte, foarte bună. So, let's go mai departe. Ai scris 2 ore de live și o pus la 2, cum îi zice. Good one. So, hai să mergem la ultimele 5 știri și ultimele 5 trailere. Următorul nu-i mai un film. Da, e unul dintre cele 3 animeuri care am zis că au rămas despre care trebuie să vorbim și arată cam așa. Da, The Duke of Death and His Maid primește un al doilea sezon. Știam chestia asta, v-am zis chestia asta, dar ghici ce? Avem un trailer de data asta, că altfel nu vorbeam despre el. Aici vorbeam despre el mai mult mai devreme. So, hai să ne uităm la acest trailer pentru acest anime să vedem cât de bun o să fie, că întrebarea de o să fie bun, știm că o să fie, știu 100% că o să fie bun, dar cât de bun o să fie. Da, ar trebui Bing să vezi cum îi zice somnul. So, yeah. Da, e la cu CGI. Again, mie îmi place tare mult pentru că îmi place just genul ăla de relație și dinamică între caractere. So,
アリスはいつも呪いなんか気にしないみたいに振る舞ってくれる。僕を普通の人間として扱ってくれる。あの惨めな暗闇にいた僕を救い出してくれたのはアリスだ。僕はアリスと結婚する。Oh, vrea să căsătorească cu Alice. That's cute. Yes, let's go, 2023, aia înseamnă iese foarte probabil în iarnă, like 100% ies în iarnă. Da, e o poveste tragică, e o poveste tristă, e o poveste faină între cei doi, că el dacă o atinge sau el tot ce atinge mai exact moare. So, tocmai de-aia îmi place, povestea, mai ales că e și foarte bine scrisă, like, dacă nu era foarte bine scrisă, nu-mi păsa, dar îmi pasă de caractere pentru că sunt foarte bine scrisă, sau de la mine are un da. Și, again, e făcut de oamenii care au făcut High Score Girl, care dacă n-ai văzut High Score Girl, trebuie, e foarte, foarte bun. Și ăla, numai ăla e mult mai retro pe stilul băiatul cu console, cu Street Fighter 2, cu de-astea vechi, like console gen NES, SNES, Sega și, you know, vremuri de mult apuse. But yeah, bine, sunt două genuri diferite de romanțe. High Score Girl a fost foarte retro gaming cu touch-ul ăla de comedie sau mai bine zis tragedie, cum îi zice shakespeariană, și asta e doar o tragedie shakespeariană. Nu, Josh Kosei No Muzundai sau Josh Kosei Girls High School e o comedie absolut fucking amazing, dar n-are legătură cu creatorii la asta, dacă nu mă șel. Yeah, 2023 de la mine are un da, de abia aștept să îl văd. So, let's go, dragilor, la ultimele 4 și următorul este o explozie de anime, pentru că e vorba despre Konosuba, An Explosion of This Wonderful World. Da, e un spin-off despre Megumin, care face chestia cu explosion. Avem un teaser trailer pentru acest anime, cause of course we fucking do. Și, you know, o să iasă cândva, când nu știu exact, dar se întoarce omul care a lucrat la Konosuba, Takaomi Kasani. Studio o să fie Drive în loc de studio Dean și JC Staff, cause why not. Regizor al seriei alături de cum îi zice Takaomi Kanasaki, care o să fie șef regizor, este Yujiro Abe, care a lucrat la ca regizor de episoade la Kaguya-sama și Great Pretender. So, you know, great dude. So there you go. Iar compozitor de serie Makoto Uezu este ceea ce e foarte interesant, pentru că omul ăsta a mai lucrat la Amai Buddha, Akamega Kill, Assassination Classroom, ce mai avem, Boruto, Naruto, The Next Generation, it doesn't help, but you know, îi în lista lui, și la celelalte sezoane de Konosuba, au lucrat și la Kengen Ashura, și like, tipul ăsta a făcut o draie de tătie pentru tăți. So, hai să vedem acest teaser pentru acest anime despre această fată care explodează mult prea multe chestii. E adorabilă tipa, designul e absolut fantastic. Asta ca fan nu o zic că nu m-am uitat la Konosuba, dar o zic doar că just, și dacă e să mă uit la Konosuba, e just for her și cam atât.
So, ia-i, e tipa din Konosuba cu explozii, e Megumin. So, hai să vedem trailerul, două. Deci e o tipă prin care vedem viața lui Megumin, I assume, înainte să ajungă cu trupa asta sau poate după, că nu știu fucking poveste din Konosuba să zic exact. Bă, hei. Da, e o serie bazată pe un serie de light novels, cause why not? So, there you go. Again, pare să fie interesant, mie îmi place tare mult visualul ăla, like, visualul ăsta arată absolut fucking fantastic. Again, eu nu-s fan Konosuba și m-am uitat la Combatants Will Be Dispatched, ea cred că i-am dat nota 4 sau ceva de genul și tot aș vrea, cum îi zice, visualul ăsta ca și wallpaper pentru telefonul meu, pentru că arată fucking amazing, like, just e extraordinar de adorabil designul ăsta. În rest n-am ce să zic, e un teaser, e 23 de secunde, mă bucur că îți place și ție, Gingy, pentru că și mie îmi place anime-ul ăla, mie îmi se pare extraordinar de subapreciat, pentru că nu-l vede destulă lume. So yeah, there we go. So, hai să trecem mai departe să vorbim despre basket și bile, pentru că, ghici ce, e timpul să vorbim despre un slam dunk, da, dragilor, slam dunk, the first, are ce, un teaser care ne dă un teaser pentru că urmează să iasă în data de 3 decembrie, so, you know, not far off, în câteva luni, oh my god, în câteva luni suntem iar în fucking decembrie, ai de pula mea cum a trecut anul ăsta, holy shit, so, tocmai de aia hai să ne uităm la acest teaser să vedem dacă este bun sau nu bun, but hey. Opa, e CG 3D, motherfucker! Yeah, dacă nu știai, era în articolul ăla, dar am zis că nu vă zic până nu vedeți dacă n-ați văzut ăsta. Da, este CG 3D. Cei de la Toei Animation o fac din nou după Dragon Ball Super, o fac și cu Slam Dunk, motherfucker! There we go, boy! Na, acum sunt curios de ce părere aveți, mai ales dacă sunteți fani ai seriei, care din câte am înțeles, seria e una extraordinar de bună și manga-ul este la fel, extraordinar de bun. Bine, again, eu nu l-am văzut, nu l-am citit, but, again, avem CG 3D, avem încă un film CG 3D de la cei de la Toei după Dragon Ball Super Hero. Și o să fie și ăsta. Ui, Antonia, că despre fanii care ea vorbeam, mai e și Vagabond, dar cred că ea nu-i disponibilă să dea cu părerea aici. But yeah, foarte, foarte interesant. Interesant faptul că tot mai mult vedem CG 3D în filmele anime, care e clar un trend care o să ducă spre mai multe animeuri care o să fie clar numai CG 3D. Au fost anul trecut o încercare cu câteva animeuri, cu mai multe animeuri, au fost acum 2 ani o încercare cu mai multe animeuri. Sunt curios anul ăsta câte o să fie pe stilul ăsta, dar nu pare să fie atât de multe câte au fost anul trecut, cel puțin până în momentul ăsta, dar bineînțeles mai avem un sezon, că chestia azi poate echilibrată sezonul viitor, but nici aia nu pare să fie cazul, so, foarte, foarte curios, mie îmi place, again, bine, acum urmează să vedem un trailer ca lumea, pentru că
dacă nu utilizează camerele cum a făcut-o în Dragon Ball Super la faza cu ploaia, like degeaba, like da, sau cum am văzut în Shangri-La Frontier, chiar în episodul ăsta de Shonen Life, right, unde au folosit CG-ul să facă chestiile alea cu vârtitul, cum mers. Ce tare a fost. So, de aia zic că sunt foarte, foarte curios de ce o să reușească să facă aici. But again, dacă îi o să arate foarte, foarte bine și again, eu sunt propunentul a filmele CG 3D poate să arate fucking amazing, like extraordinar, so n-am de ce să mă plâng, plâng. Dar pot să mă plâng despre următorul anime, pentru că mie nu mi-a plăcut sezonul 2, că mi s-a părut că au fost 80% fucking filler și doar 3 episoade au avut nevoie, pentru că e vorba, bineînțeles, despre Dr. Stone. Da, dragilor, s-a anunțat noul titlu pentru Dr. Stone sezonul următor și avem un trailer, bineînțeles, legat de asta. Plus, you know, avem opening-ul pentru acel special, la care nu o să ne uităm, că I don't really give a shit, că n-avem de ce, dar o să ne uităm la acel teaser de 10 secunde, aparent, pentru sezonul cu numărul 3. Și aia e tot ce facem, just ne uităm la ăla, zicem dacă ne place sau nu, but you know. E dubios că nu-i anime, nu? Că e live action filmate cu drona asta, nu? Like, come on. Dr. Stone, New World. There you go. That's it. Cum ziceam, foarte scurt, e foarte... și... Yeah, again, a fost ok. Prezintă povestea. Vezi... Na, vezi... Asta mă enervează în pula mea, că prevăd, deci eu îți prezic de pe acum, Dr. Stone sezonul 3 poate să fie 5 episoade at most, gen, eu aia cred, like, nu știu, nu e ca și cum sezonul 3 o să fie ultimul, foarte probabil, but nu cred că, just, oh. Dude, e trist în pula mea, literalmente e fucking trist dacă au reușit să bage într-un special tot ce se întâmplă între două continente, right? Că aia e faza, că-s pe mare, nu? Like, eu vă zic că dacă m-aș fi uitat, i-aș fi dat un fucking nou la specialul ăla și i-aș fi coborât nota probabil la sezonul 2 la 4 la Dr. Stone. Just pentru că dovedește că poate să nu facă căcaturi cu filere. Just saying. So, na. Yeah, interesting choice. Numele se potrivește, I guess, I mean, the New World, obviously, referință, bineînțeles, la descoperirea noi lumii și așa mai departe. So, na. It's fine, nu-i, cum îi zice, nimic fantastic, so de la mine are un ori. So, hai să, nu, aduc doar moda, oh nu, deci aia e clar, o să stea pe mare tot sezonul 3 și o să ajungă în penultimul episod sau în ultimul episod în noua lume. Oh nu, oh my god, yeah, o să fie fucking oribil sezonul 3 de Dr. Stone, like, nu se merită văzut atunci, so, that's it. So, hai să mergem mai departe, dragilor, la ultimul anime despre care vorbim astăzi și, bineînțeles, este vorba de Uș. Nu uitați data trecută când am vorbit despre Uș, am stat și a râs 20 de minute, clipul ăla în clip Shonen Clips. But yeah, Makoto Shinkai, Suzume no Tojimari. Are un nou trailer, pentru că are un nou trailer, because of course it does, având în vedere că în internațional ar trebui să iasă undeva la începutul anului viitor. So, hai să-i dăm o geană la trailerul ăsta, să vedem dacă este bun sau nu, but god damn it. Nu am literalmente nicio așteptare
de la anime-ul ăsta despre o fată care arată exact ca ultimele două fete din ultimele două anime-uri Makoto Shinkai, care vrea să facă o chestie, like, faie, înțelegeam dacă Weathering With You era partea a doua la Your Name, dar altfel am înțeles, zice, arată literalmente absolut aproape la fel caracterele, aici arată la fel caracterul ca la alte două filme, iar albastru, iar cer, iar mi-e frică că o să avem același căcat over and over and over again și în Makoto Shinkai o să încerce să facă Your Name pentru restul carierei lui. So, hai să vedem dacă greșesc cu ceva. Și hai să vedem dacă râsul meu de 20 de minute la o fucking ușă și la descrierea acestui anime s-a meritat sau nu, cel puțin până acum. Again, nu zic că animația a fost rea sau whatever. Like, animația Makoto Shinkai e fucking amazing de fiecare dată. Muzica asta de folk îmi place, like, e foarte europeană, like, e clar ceva foarte european. Poți să o duci în pula mea din Rusia până în Irlanda, muzica asta, și cineva o să zică, da, avem ceva similar în cultura noastră, în folclor nostru, so... Yep, iară tipă, da, de data asta tipă pare să fie mai bătrân decât ea. Știi ce e diferit la tipa asta față de alte tipe? Are altfel bretonul, mă. Cât de prost să-mi nu-mi dau seama de chestia asta. Are altfel bretonul. Aia e diferit între femei, mă, bretonul, mă, și cum își fac preza. Oh my god, de ce nu mi-a dat seama? Again, atâtea lucruri s-au întâmplat în trailerul ăsta, de la faptul că oamenii au superputeri, la o draie de chestii supernaturale care s-au acceptate, e straniu, like, eu înțeleg că oarecum Makoto Shinkai a încercat să ne atragă chestia asta cu fiecare film, dar toată subtilitatea care a avut-o în Your Name, ideea de schimba de corpuri, s-a pierdut. Like, în Your Name, toată chestia aia, toată tragedia, toată povestea de dragoste a fost subtil făcută. Like, s-a simțit foarte natural. În Weathering With You s-a simțit foarte forțată chestia asta și aici iară se simte foarte jarring. Like, dintr-o dată avem totul magical, totul ăsta. Like, again, yeah, that's this movie, like, nu zic că ar fi trebuit să încerce să facă din nou Your Name. Înțeleg că încearcă să se distingă, pentru că aici avem clar oameni care zboară, oameni care traversează dimensiuni și așa mai departe, un multiverse of madness kind of type of stuff, right? Și este subtilitate și un mesaj probabil acolo în film, dar aici în trailer pare să fie doar că Makoto Shinkai zice fuck it, dă un pula mea, că și așa zice lumea, cum zice prostul ăsta, că eu nu mai încerc să fac, so hai să le dau tăte afară și să fac ce ăsta, să fiu următorul
fucking Hayao Miyazaki, ăsta e Spirited Away-ul meu atunci, în pula mea, ok? So, e... Hai să vedem restul trailerului, na, poate asta. Păi, nu numai, dar avem chestii, deci ce mă deranjează, avem elemente care sunt clar puse acolo de-a pula, like, nu zic de faptul că, let's face it, o fată de 16 ani și un tip care poate să zboare încearcă să închidă un taifun sau un hurricane în pula mea într-o ușă, like, ridicol, right? But yeah, tipul vede valoarea asta în ea pentru că ea îl ajută și whatever, poate s-o cunoscut în altă viață. Nu mă refer la mâța asta și că mâța asta poate are ceva semnificație și whatever. Nu, mă refer efectiv la fucking scaunul ăsta. Mă refer la faptul că avem chestii de astea care să fie mesager, care să o împingă pe tipă, să-i aducă cum e cheia din spatele scaunului, right? Care e o mascotă. Știi, care împinge, vezi că eroul nostru are nevoie de ajutor sau tipul de care îți place, right? E just, nu, am zis că o să vorbim despre la probabil vineri. Like, e clar că-s făcute unele chestii și până și mâța asta pare să fie pusă aici pe ideea de e ceva zeitate aici care vrea să o împingă, să o ducă spre destinul ei care e mai mare decât crede ea și iada, iada și... pule mături care le-am mai văzut în, like, nu-i nevoie de chestii genul care să le mai zică și fetelor, pentru că sunt destule filme în ziua de azi care să le zică și mai ales în ultimele 20 de ani și zic eu, destule filme și pentru băieți și pentru fete, încât pentru viață în care să zică tu ești special, tu poți să fii mai mult decât destinul tău, right? Like, pula mea, who needs this anymore? Like, nu ne-am maturizat, ce animeurile în ziua de azi, nu mai e despre tu ești ăla sau poți să fii ăla. Avem un anime sezonul ăsta care e așa și o să vorbim despre el miercuri, ei, atâta vă zic, biscuite, dacă vă prindeți bine, dacă nu, nu. Dar în rest nu ai un anime unde să fie atât de outwardly ca și... Adică eu nu mi-amintesc ultimul anime unde zici tu ești special, mă, tu poți să fii ca și caracterul ăla, destinul te așteaptă, ia lumea de corne și ăsta, like, cine mai e atât de naiv să creadă în chestiile astea? Nu că e o chestie neapărat rea de crezut, că să ai încredere în tine și whatever, dar se simte ca și cum e extraordinar de fucking generic ce încearcă să facă aici, like, Nu pare să aibă o chestie de asta care să îl facă mai diferit față de filmele alea care au venit dinainte și ți-o zis același lucru, știi? Aia pare doar din minutul ăsta, jumate, două. Like, până și Bell, care e cel mai aproape exemplu legat de cineva care tu poți să fii special, și ăla a avut de la un final un twist cu beast-ul ăla, cu copiii ăia, cu așa mai departe, you get it? So, și Mamoru Hosoda, pardon, și-o dat seama că, bă, stai în pula mea, că nu pot numai să fac un film de genul, că nu se uită nimeni la el, zice că-s prost, numai. Și aici, deci, problema mea nu-i neapărat poate cu tipul ăla, ălalt, din caracterul ălalt, care e tip din filmul ăsta. E special cu tipa asta și cu ce pare să fie traseul ei în acest film, cel puțin după trailerul ăsta, right? Like, numai după trailerul ăsta, nu cum îi zice altul, că da. E cum zici ce și Gingy, nu-i greu să ghicești ce-i filmul ăsta, like, dacă nu scoate ceva din curul lui la final, să aibă ceva twist, eu nu cred că filmul ăsta o să fie ceva foarte interesant, ceea ce e foarte fucking trist, pentru că în afară de
Wuthering Witch-ul, care eu zic că e cel mai slab film al lui Makoto Shinkai, restul de filme au fost foarte bune și foarte interesante, au avut întotdeauna o altă perspectivă la ele. Like, și aici, degeaba o să fie tipul ăla scris foarte bine dacă caracterul nostru principal e cea mai generică fucking chestie ever. Like, eu zic de pe acum că numai legat de caracterul ei, acestei tipe, eu foarte probabil îi scalp minimum punct acestui film. Pentru că o să fie aceeași chestie, like, ea are un purpose, dar really? Și așa, când vine vorba de anime-uri pe ideea de da, mă, dar uite-te că de data asta ea îl salvează pe el, nu ea, nu el o salvează pe ea. Păi, înseamnă că tu nu te-ai uitat la anime-uri, pentru că anime-urile sunt pline de filme de genul unde ea îl salvează pe el. Spirited Away, ea îl salvează pe el. So try the fucking anime-uri, dar ăla e cel mai popular, să zic așa. Mai ales că lui Makoto Shinkai după Your Name mi s-o tras paralela asta cum la oricine mare mi s-o trage la un dat paralela cu următorul Hayao Miyazaki, right? Like, Hayao Miyazaki a făcut chestia aia cu 21 de fucking ani, tu ce faci aici? Right? Like, dacă vrei să ai un mesaj altfel, să fii diferit, like, cu ce ești diferit cu caracterul ăsta? Cu absolut fucking nimic momentan din ce am văzut noi aici, nu? So just saying, e un pic de dezamăgire din punctul ăsta de vedere, like, probabil o să-mi placă tare mult ce o să facă cu tipul, however that sounds, da, momentan din tot ce am văzut în trailerul ăsta, nu-mi place ce face cu caracterul lui feminine și păcat pentru că Makoto Shinkai știa să ne dea caractere feminine bune, like, fie că citești 5 cm per second, fie că citești sau te uiți la ăla cu Garden, like, right? Maioi-konda sono saki ni wa zenbu no jikan ga toke-atta youna. Că altfel? Obviously, animație fantastică, e fucking Makoto Shinkai, e normal că animația e fantastică. Dar ce pula mea pot să zic despre ce am văzut în trailerul ăsta ca și poveste? Pentru că nu pot să zic din punctul meu de vedere că am văzut ceva ce se merită văzut. Like, I didn't. I just did not see any of that. No. Și s-a stricat polul în pula mea, s-a stricat site-ul cu polul. Ai de pula mea. Yeah, s-a stricat site-ul cu polul. So, lăsați cu emoji-uri părerele voastre. But, yeah. Cum îi zice, interesant. Again, vizual arată fucking amazing. Ca orice film Makoto Shinkai arată extraordinar de bine, n-am cum să mă plâng de animație, dar de poveste, cred că am zis tot ce era de zis și mai ales de caracter feminin. Like, da, e nevoie de caracter feminin, e nevoie de caracter bune și bine scris pentru fete, but animeurile, din fericire, e una din secțiile alea de ficțiune unde ai caractere bune feminine, ai caractere tari, ai fete care salvează ele prințul, ai fete care salvează lumea, ai fete care, you know, distrug lumea dacă e până acolo, ai toate chestiile astea și Makoto Shinkai aici mi se pare că cel puțin din trailer mi se pare că dă cu bota în baltă, nu pare să aducă nimic nou, like, nu că ar fi adus neapărat ceva nou, poate cu Your Name. Nu, dar Your Name a fost atât de bine scris și a fost o poveste atât de bine gândită și de scrisă și cu teme, cu toate chestiile care sunt bune într-o fucking
artă sau ficțiune, încât nu au contat, right? Like, caracterele au fost foarte bine definite, right? Like, ăla a fost un adolescent, aia a fost una, o adolescentă, s-a comportat ca atare și, deși a fost o poveste fantastică, s-a simțit foarte relatable și adevărată și așa mai departe. Ceea ce nu poți să zici aici când ai oameni care zboară, când ai scaune care se plimbă de unele singure, când ai uși interdimensionale și așa mai departe. Like, realismul ăla e pierdut, indiferent că e vorba doar de o fată care îl salvează, o fată simplă și așa mai departe. Metafora aia de, să zicem, dacă ar fi în cel mai bun caz, right? Metafora aia de ieși de la tine din oraș, ieși de la tine din casă și poți să dai de o imposibilitate de infinituri de posibilități și de lumi și de persoane și așa mai departe și căcaturile alea, right? Like, și trebuie, you have to face them toate la fel, adevărat, like, chestiile alea, again, au fost făcute, like, au fost făcute și au fost făcute extraordinar de bine, că au fost făcute de fucking Hayao Miyazaki cu Spirited Away, care are exact același căcat de mesaj, că au fost făcut de alții, ce au făcut ăsta, nu pot să zic că am văzut ceva extraordinar de original. Again, da, e un trailer de 2 minute, da, e și o descriere. Again, nu-i filmul, dar nu fac review la film, mă iau aici doar de ce am văzut din trailerul ăsta și o ales ei să arate. Și nu prea îmi place ca poveste ce arată. So, de la mine are un ori, at most, sadly, like, n-am cum să-i dau un da nici în ruptul capului, pentru că mi se pare o fucking dezamăgire. But, în loc să mai povestesc până să fac 3 fucking ore de Shonro Live, vă las aici, pentru că noi ne mai vedem dimineața la cafeluța Anime Sărle, unde ne bem cafeluța împreună. Era să scap cafeaua dimineața pe laptop, e periculos. So, trust me, o să vedeți numai când beau din cafeluță, nu trebuie neapărat în fiecare dimineață să vă arăt. But I, numai exclusiv pe twitch.tv/onro. Bine, yeah, astea au fost. Părerile voastre să le lăsați în comentarii dacă sunteți pe YouTube, dacă ne ascultați în varianta audio, ne găsești pe Facebook, Twitter, Tumblr, Reddit și Instagram, like, follow, subscribe acolo. Și ne vedem data viitoare, mâine dimineață și poi mâine dimineață și după aia poi mâine de la 6 și răspoi mâine dimineață și vineri dimineață și tot așa. So, grijă de voi, seara faină și o săptămână plăcută mai departe. Pa, pa! Iar dacă te uiți pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran, unul special și specific ales pentru tine. Celălalt este cel mai nou video sau podcast. Like, share, subscribe și apasă belul ăla de notificație. Eu am fost Raul, un alt fan anime care e clar că are o problemă și vorbește un pic prea mult despre anime. Ne vedem data viitoare, grijă de voi, pa, pa și pa!